N-ai văzut ce vocabular urât are și Julieta ta? Cum își dură de mor și cum vorbește? De la tine a învățat. De la mine? Poate vrei să intru cu ea în lobby, să te ferească Dumnezeu. Că 3 zile nu mai intră pe PUBG dacă am intrat cu ea în lobby. Dacă te pule în curii bag. Vrea apel, băga mi-și până arasa lui. Dar vorbește mă cu el pe apel. Nu mă, vrea cameră. Păi pe cameră știu. Gata, în fine, nu mai vorbi de asta că a intrat ăsta live și... Să mor tu că e live. N-a intrat live. Gata că acum mi-arată și... Mă bucur că mi-arată astea de la... Like-uri și astea. Văd acolo că ți apare 957 de like-uri, gen de la stream-ul da, vechi. Da, nu, că e stream-ul vechi, dar trebuie să-ți schimb. Te pup, pascule, te pup vieța. Gata, mă, merge și like-urile. Da, ți-am să jucăm. Stai așa că îi dau adresa. Lecturul. Aolo. Aolo. Aolo, doamne. Că de nu se arăpă geam acum. Îi da adresa. Alo. Să stă la mici, a? Cine mă de mână? Să nu fii nervos, frate. Băi, fiți atenți, care sunteți oameni deștepți și vă vorbesc calm. Și vă rog să vă puneți în situația mea. Dacă cineva pe stradă vine și îți dă un capac pe la ureche, bang! Te întorci și ăla se uită la tine și spune, dă-mi gloanțe. Tu vrei să-l bați, să altceva, te gândești, băi, șocat, ce pula mea vrea ăsta cu mine, gen. N-auzi când își cere gloanțe. E ca și cum tu te gândești, e ca și cum caști și va spune ceva, tu nu auzi când caști. E ca și cum tu caști pe gânduri și trenul, depășești stația unde trebuie să te joci, să te dai jos. Și realizezi, de fapt, băi, eu trebuie să mă dau jos, dar tu nu dormeai. Tu erai pe gânduri, e, exact așa a făcut el, a tras în mine. Neauzându-i gloanțele, m-am uitat să văd, eram puțin ca și cum, bă, cine pula mea, de unde s-a tras? Numai, deja, ce e mai important, să văd cine a tras? Credeai că se trage în tine. Ce e mai important, cine a tras în mine sau gloanțele lui ăla, înțeles? Și dacă am auzit că zice gloanțe, nu am realizat ce vrea să-mi zic, adică... Nu era ceva urgent, urgent era problema că a tras cineva. Ok, el nu avea voie să iese din noi, orice ar fi, pentru că eu am vorbit cu echipa asta, viețile mele, mi-i investesc timp în echipa asta, nu stau cu nevasta mea, nu stau cu fetița mea, vreau din banii mei personali, din bugetul meu personal să plătesc antrenor, ca să ne antreneze, da? Adică eu vreau ceva serios, e pe banii mei, pe barba mea, vreau să fac tot și tu mi-ești din meci. Înseamnă că tu te piști pe tine și ne respecti. Nu ne respecti. Asta e concluzia la care i-am ajuns. Nu, ești lipsit de respect. Bă, cine mi-a luat măie berilu? Stau ore în șir ca să mă antrenez și pun suflet în tot ceea ce fac. Și nu permit ca să ieși din meci. Înseamnă că te piști pe munca mea și în tot ceea ce vreau să fac. Și nu sunt de acord cu așa oameni. Nu sunt de acord. Decât așa, mai bine mergem fiecare pe drumul lor. Probabil e un joc, nu zic că nu e vina noastră, nu zic că nu e vina mea, probabil e vina mea. Dar gândiți-vă că în situația aia n-a înțeles unul, nu numai eu. De ce trebuie să fiu eu vinovat pentru ce s-a întâmplat în chestia aia? Ai înțeles? Care triplă, bă, unde? Eu v-am dat voi explicații în condițiile în care probabil nu trebuia să vă dau explicații de ce și cum. Eu am fost nervos. Am fost nervos pentru că nu-i pot să joc concentrat. Eram concentrat pe joc până să iese din joc.
În momentul în care el a ieșit din joc, el a mai fost concentrat la joc și n-a mai știut nimic ce fac, n-a mai știut nimic. Ăla în fața mea, eu m-am uitat pe live, eu îl vedeam. Ăla s-a rotit pe lângă mine, dar eu nu-l vedeam pentru că mi-era gândul la bestia, că a ieșit din meci. Mi-a ridicat pulsul, mi-a ridicat tensiunea, eram tensionat. Ce zici? Mamă, ăla da, mă, frate, adică ăla din fața mea s-a rotit în spatele meu, ești prost? Și n-am realizat, păi eram nervos, eram tensionat. Și normal că dintr-o dată am rupt, că am spart calculatorul. Am făcut gaură în plasmă, jur. Ce player sunt aici în pula mea, coaie, că vin degeaba? Hey. Uite cum am spart calculatorul, frate, nu mint, uite. Ăsta, plaza asta, ce pula mea asta. E, nu stau, frate, așa, că n-am nervi. Eu sunt un om nervos. Decât să mici din meci. Înseamnă că nu e serios, nu? Nu se iasă din meci. S-a întâmplat, s-a greșit, nu am fost pe fază, ne cerem scuze, ne-am și spus. Dar nu trebuie să ieși din meci. Insistă. Insistă de 20 de milioane de ori. Gloanțe până ți se va da. Băi, vrea cineva scop de 3? Nu, am înțeles. Eu. Vezi că l-am aruncat aici. Watch out. Form up on me. Berile aici la mine și în 4 dacă nu aveți. I got supplies. Vreau și o berilă asta. Păi nu ieși din meci. Nu ieși din meci, orice ar fi nu ieși. Joci cu pula mea cu bastonul. Cu orice, nu ieși, da mă, ești de... Cu maceta, ce dracu. Orice mă, cu orice. Insistai, am venit, m-am pus lângă el și l-așteptam în mașină să urce și după aia îl văd pe ce puteai ceva pula în voie. Exact dop, cum s-a întâmplat la dop. Mă întâlneam zi și noapte, înțelegi? Și când a fost să joc și să asta, m-a lăsat pe din afară cu aia. S-a pișat pe mine. Și plus de asta, și că de ce m-am enervat eu? M-am enervat pentru că eu mă simt responsabil pentru echipa asta. Că eu, sunteți creația mea, eu v-am strâns pe toți la un loc. Eu m-am dus și am vorbit cu Vulcanul, haide să facem echipă. Eu m-am dus cu Reflex, hai să facem echipă și până la urmă, cum ar veni, mă simt ca un fel de, nu șeful nimănui. Sunt capitanul echipei. Ce zici? Ești un daddy pentru noi. Un fel de, du-te dracu, sunt un fel, mă simt responsabil. Urmează-te, mă. E daddy pe care îl băgăm în gurița și în cură. Ha, mă, să ne jucăm. Haide, urcă-te aici, unu. Haide, care? Da, bă, da, nimeni. Eu în meci, eu acum nu mă uit la chat. Eu nu mă uit aici, la mesaje, aici. Uite aici, eu nu mă uit. Aici, eu nu mă uit în dreapta. Bă, mi s-a sculat așa de rău. Nu mă uit, băi, pentru că nu... Băi, dau cu ea de pereți. Nu sunt obișnuit să mă uit acolo. E ca și cum mă pui să not dacă nu știu să not. Niciunul din echipa asta n-am fost în stare să interpreteze ceea ce tu vrei să ne transmiți. Nu am fost în stare, frate. Nici n-ai cum să te noți la 140 de kg. Dotați și te morți, mătii. Deci, problema care e, ori ești tu prea deștept și noi suntem prea proști, pentru că n-am putut să recepționăm și să înțelegem ceea ce tu vrei să ne transmiți, ori tu ești proști și noi suntem prea deștepți. Eu zic că suntem prea proști noi. Da, suntem noi prea proști. Ei, voi sunteți prea proști? Am înțeles. Da. Deci, noi înseamnă că noi suntem prea proști. Tu nu trebuie să ieși din meci. Mm-hmm. Dacă ai ieșit din meci și ai simțit nevoie că trebuie să ieși din meci, înseamnă că nu ești pentru noi. Înseamnă că nu faci de noi. Nu faci de noi. Eu am ieșit de la dop din meci, au venit la mine pe ceas, s-au rugat hai de înapoi în echipă. M-am mai dus? Erau calificați. Băi, erau calificați cei de la dop când a venit să zică, hai, Daline, să joci cu noi? Mai țineți minte?
erau calificați și se rugau de mine, la mine pe chat, haide Aline să joci. M-am pișat pe PMC și nu m-am dus. Pentru că nu vreau, am realizat că nu sunt pentru mine ei și am ieșit în condițiile în care eram în mijlocul PMC-ului. Și m-am pișat pe tot cu aia. Sunt două chiar. Atunci da, devenea bază și zicea de, haide dop back, dop pe one two back. Și nu m-am dus. Înseamnă că tu ești la un nivel, alt nivel. Eu am o prietenie cu tine, nu vreau să o stric. Zici și mie unde să opresc, că nu văd. Probabil nu. Uite, suntem unul pentru altul. Nu suntem, nu suntem, nu vedem același, unde mă nu zici nimic, nimic nu zici, nimic. Păi ce să nu zic, dacă era și pe stânga și în dreapta. Nu că am ieșit. Păi eu știu, i-am văzut, i-am văzut bă, și după aia, după aia, îți zic frumos, taci bă! Păi cum unde mă uit, unde te uiști tu în pula mea? Nu? Mă auzi, Vulcane? Da, da. Ah, deci i-am pus pe mod pe prăjită. Ce vreau să zic? După, îți spun frumos, băi, bestie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Mi-am spart ecranul meu aici și la laptopul ăsta. Serios? Da, uite ce am dat, am jurit aici. Nu e problemă, pula mea, aia, momentul, secunda, știi ce zic? Dar îți zic după, îți spun, te pun în temă, dacă știi că mai faci chestia asta, nu ești de noi și nu, se mai, nu mai vreau cu tine. Ori ești eu din clan, ori ești tu. Și tu în momentul ăla îmi spui, nu o să mai fac bani nimic, că nu vom mai juca împreună. Să rămână, e decizia ta. Și ce zic? Eu n-am nicio vină, eu sunt de ăla care, nu mai link. Suntem prieteni, nu vreau să mă, să înțelegi ca și cum că ești dușmanul meu, să nu viața mea. Ești unul care, ești un om care m-a ajutat foarte mult și îți sunt recunoscător. Dumnezeu să-ți dea sănătate în tot ceea ce faci, în tot ceea ce îți propui. Multă sănătate, ești moderator pe chat la mine, ești respectul meu, ai. Ai respectul meu, dar eu nu știu cum să dau, I need ammo, să moară mama dacă știu. I need ammo. Cam așa. I need a mag. Cum dai? Că nu știu unde e pula mea dai. I need ammo. Poate nu l-ai pus. Help. Poți să schimbi astea. I'm out. Need ammo. Watch out. Nu o stau să studiez. Eu mă interesează. Uite ce mă interesează pe mine. Uite ce mă interesează pe mine. Fii atent ce mă interesează pe mine. Uite ce mă interesează. Watch out. Player in 85. Watch out. Să rotește unul pe la sud-est din poziția mea. Asta mă interesează pe mine. Mă doare în pulă ce ești tu atâta timp când te aud aici, vreau gloanțe. S-a întâmplat odată, am experiat, ai tras în mine, n-am fost atent, n-am concentrat să văd cine dracu și de unde trage în mine. Mi-am revenit, după aia ieșit din meci. Dacă mai spunea încă o singură dată după ce mă calmam și asta, eu îți dădeam gloanțe. Și după mi-a zis reflex sau și ce reflex. Îmi zice, domne, vrea gloanțe de 7. Păi și la ce pula mea să mai stau cu tine de vorbă dacă n-am gloanțe de 7? Ce trebuie să vin la tine și să zic, băi, bestie, păi... Bă, îți pare cod, are cod. E codat? Watch out! Te știe. Îți văd bine? Da, mă știe. De report, da-ți toată lumea report. A zis de nu, păi vezi? Eu te-am întrebat, ai zis că te piști pe noi și că nu mai vrei cu... N-ai zis că te piști pe noi. Ai zis că nu mai vrei să joci cu noi și în condițiile astea ne despărțim. Eu îți respect decizia și aia. Fiecare pe drumul lui, dar tu să știi că eu te apreciez mult pentru tot ce ai făcut pentru mine și mi-ești prieten. Nu ne potrivim. Și atât. Și treaba merge mai departe, nu ne oprim. Așa la spate și la picioare, așa în față. Eu nu mă păstrez calm pe mine ca să te enervezi tu și să zici în meci. Și când te întreb,
E sigur că nu o să se mai repete de acum încolo, că nu vreau să se mai repete chestia asta, tu ce îmi spui? Nu mai bă, că nu mai nici, în loc să-mi spui da, bă, nu mai fac chestia asta, tu ce îmi spui mie? Tu îmi spui, nu, bă, condițiile astea nu mai joc, ies afară din clan, îți dai leave. Unul la mână, nu te, te doare în pulă și al doilea nu... Am eu, fair play. Hai. Mă duc să mănânc în 10 minute, revin, ok? Da, bine. Hai, mergem în 10 minute. Stai poftă. A, mai dați unul, hai facem un loc al tine. Ori cum ne-l cheamă să moară familia mea. Să redimă. Mă, fi nesimțit. Aline. Când ești să bați, trebuie. Da? Nu mai pronunța cu aia numele pe laje, du-te și vorbește cu el, mă, frate, mă, de ce îl vorbiști așa? Băga-mi și pula în gura ta să-l bag. Da, ci, bă, nu mai înjura, dă-i, dă-i, direct, dă-i start. Nu-l pe cameră și vorbește cu el. Nu te duci la muncă pentru nimic, oai, trebuie să vă bag trebuie să nu ieși din meci. Nu ieși din meci, că eu pierd. După aia lumea mă zice, sunteți slabi, sunteți alea, sunteți alea. Înțelegi? Nu, o strica bună la dispoziția echipei. Ieși afară din meci aiurea. Ce mă, vrei să... Era meciul nostru ăsta, frate. Eu de nervii... Pula mea să vorbesc. Taci, coaie! De ieși afară, ieși, ieșiți în lobby, lasă-l afară. Acum, mai pot eu de problemele tale, că vine lumea să te bată. Să-mi bag pula în familia lor și în ce iubesc ei, ăia care vor să te bată, să mă sucă pe mine. Vor bătaie să vină la mine, că le dau eu bătaie, că le dau de sară în sus. Aia am vrut să-l... Așa băgam ei și pula în ce iubesc ei și în familia lor și în cacuză și în zacuz, ca cum îi cheamă. Ăla e puiul. Ăla, să le dau la muie să-i fută în cur, să-i explodeze în gură. S-a luat cu tine, s-a luat cu toată România, ești nebun, ești... Ce-i voi? Că nu e singur, nebunilor. Dă-i nou pe zonă. Gata, mă, dă-i... Alin, Alin, și bagă pula în familia lor ăla care are treabă cu tine. Na. Gata. Are Alex Breaker pe el să mor, mamă. Un vorbă că sunt mulți care comentează din exterior cu aia și dau cu părerea unde nu trebuie. Oh, dar zice... Eu nu eram, nu mai eram concentrat, eu nu mai eram în joc. De momentul în care el ce da disconnect, eu nu mai... Nu mai conștientizam, că eram nervos, eram plin de dragi. Tu n-ai văzut cu aia că dintr-o dată am dat cu pumnul un ecran, am spart ecranul. Eu atunci n-am mai putut, ar trebui să mă descarc pe ecranul ăsta, să-i dau un pumn să-l sparg. Eram tensionat deja, eram nervos când a ieșit din meci. Știi de ce eram nervos? Pentru că am vorbit cu voi și v-am zis, o să-mi iau un antrenor care antrenează campioni. Mă doare în pulă că dau, pentru că și eu sunt... Uite-l cu aia, că te-mi încarc arm. Nu-mi dă finish, nu? Că vine în gaură. Dă-ți drumul pe gaură, dă-ți drumul pe gaură, dă-ți drumul pe gaură. Să-mi dau drumul în gaură? Acum am dat drumul în gaură. Să-ți fac flamă. Ia de... Da, haideți cu like-urile, viziune. V-am spus că vreau, am plan... Asta mă, adică eu zic, bă frate, vreau să iau un chinez, vreau să iau... Antrenorul care îi antrenează pe ăștia de la RRQ, de la nebunii, din buzunarul nostru, a meu. Nu aveți nicio cheltuială, nu aveți nimic. Adică vreau oameni cu care să-și dorească să nu să iese din meci. După aceea te gândești că și comunicarea asta face parte din antrenament. Cu mine sau sunt singur? Da, eu dacă mă enervez și vă fac nu știu cum și muriți când sunteți de vină sau așa, vă enervați. Nu vă place, eu mă potolez. Nu vreau să mai zbir la nimeni, nu vreau să mai fac nimic. Toți suntem boți. Eu sunt cu ceas de la triplă. Așteptă, vreau să-i dau grenade. Mor, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Am dat drumul deja la grenade. Chiar vorbeam cu ăștia și le spun, frate, suntem în drum spre bine, suntem înspre bine.
Am pierdut un fight la Pochinki, în schimb am câștigat două fight-uri, unul în Gorokai și unul în una mai sărimă, pe Kado, nu? Înseamnă că progresul nostru e înspre bine. Nu trebuie să ieși din meci, cu bun. Când ai ieșit din meci, înseamnă că te dorim în pulă. Dacă eram într-un turneu, dacă eram în altă parte. Înțelegi? După care ne calbăm și te întreb. E sigur că nu se va mai repeta și tu ai spus, tu ai ales să pleci. Înseamnă că nu ți-ai dorit cu adevărat, frate, să facem, să mergem, să ne jucăm încolo. Uite, frate, unde vrei să mergi? Nu mai, că nici nu mai vreau să mă joc cu nervi, am înțeles care e ideea. Am pus și eu de vin, am zberat, am făcut multe, m-am crezut, vai de mine, ce zeu al PUBG-ului. Nu mai e așa, lumea s-a schimbat. Nu suntem boți, suntem playeri buni. Dar fără antrenament, noi știm ce înseamnă jocul la echipă. Solo squad nu se mai poartă. Acum vorbesc rezultatele, nu? Și de asta m-am plecat pe chestia asta. Am nevoie de... Aici. Dă-l dracu. Da, aici, numărul 4 și vial, dacă vrei. Nu se duce, nu se duce, pentru că eu nu mai simt cum am fost în Team Gold. Să greșește, de acum încolo vreau să fie greșelile mele și ale echipei mele, vreau să fie constructive. Sunt calm, pierd, mai zbir pe moment, îmi cer scuze după ce greșesc, dacă greșesc, îmi cer scuze și aia... Îmi cer scuze de fiecare dată când ridic tonul. E normal, îmi doresc să batem mereu, dar am înțeles că putem pierde foarte ușor. Pentru că ne batem cu echipe care prin ce trecem noi, ei au trecut de mult și deja sunt antrenați. Oprește aici, nu te mai doni ei, ca meciul trecut. A, uite Flergan. Conștientizez că și alții... Joacă foarte bine, ba foarte, foarte bine. Deci te dai pule jos din mașină, s-o mor bortul? Da. Watch out! Mine? Ne-a omorât un bot. Da, cât sunt? Bine acolo. Vulcanul. De ce nu mi-ai zis că sper pe stânga, pe în gură? Bă, dar unde pe stânga? Stânga mea, coaie. Unde stânga? Dă-i mă, știam coaie. De bine, ai murit, dă-i marc. Mă, numărul 4. Vezi că e sus, sus, sus la tine, mă, de urci. Ai auzit? La mine vine numărul 4. Hai că la mine vine să moară familia mea. Hai la mine, Joker. Vino aici la mine, lasă-l. Deci vezi că ai player aici, Aline. Joker, vine încoa. Aici vin, vino aici. Vino aici. Stai un slobos pe ăla, vino la mine. Mă, taci, trecul, nu mai învăța la prostii. Își dă rimeva aici, Aline, în casa asta. Unul dintre ei, nu știu restul unde sunt. Te duci la asta prin dreapta. Haide, Joker, haide, mâncați și pula ta aia mare. Dreapta, dreapta, mă, Joker. Taci, mă. Da, băgă-mi și no. M-a luat. Nici
n-am pus unul, bă, niciunul n-am pus knock. Vine aici, că sunt doi, amândoi low aici. Am zis că a căzut unul și n-a căzut niciunul, să-mi bag pula moasă. Mark the location. M-am rămas, vină cu aici. Sunt ăștia sus aici? Mark the location. Mark the location. Nu cade mă și ăsta. Joker. Doamne. Dar de ce are mă rantat ăsta MK? De ce n-am eu MK-ul în mână? Vezi, uite, watch out. Vezi că... Dă-i... Ești... Dacă nu mai vrea la bine, anunțul ăla, știi? Tu, bebe! Na! Ia mușcă loc să bea! Ce zici? Iată-le! Te pup, Joker! Uite-mă ce mă iubești! Băi... Am văzut-o pe Miha pe TikTok. Ce face? Nu mi-a vorbit cu ea. Nu știu, o fată frumoasă în lobby. Ce zici, mă, inima mea? Bună. Ce faci? Uite, mă gândeam și eu la tine. La Kevin, tu poți liniști să-ți dai acum un disconnect. Eu l-am întrebat mai devreme, cu 5 minute. După vreme, l-am întrebat, frate, dacă crezi că se va mai întâmpla ceea ce tu ai făcut acum, te rog să ne părăsești. Și el și-a dat disconnect. Adică el nu se poate controla în chestia asta. Adică el, că dacă lui se scoală pula să iasă, iasă. Ceea ce eu nu vreau, pentru că vreau să investesc bani. Bani și timpul cu care eu trebuie să stau cu fetița mea, eu stau cu ei și discutăm despre tehnică și despre pula în pizdă. Am un copil de crescut și eu îmi dedic timpul în a fi cei mai buni, înțelegi ce spun? Iar dacă el e singur și nu are căței, n-are pocei și își bagă pula în munca mea, mă doare în pulă de oricine ar fi, că mi-e frate, că mi-e soră. I-am spus frumos, după ce ai ieșit din meci, frate, crezi că se va mai întâmpla ceea ce tu ai făcut? Și el și-a zis, mă doare în pulă, n-a zis așa, dar a zis, de acum încolo ne separăm. Foarte bine! Foarte bine! Și te rog din suflet, dacă simți nevoia să te dezabonezi, ești liber să faci ce vrei. Ăsta sunt, așa mă cheamă, mă știți, care mă știți de 2 ani de zile. Așa sunt, așa mă cheamă. Eu n-am frate, n-am căței, n-am purcei. Eu dacă am dreptate, și cu mama mă cer. Ești nebun, pe dreptatea mea, dai și spunzul orice. I-am spus... Nu sari, eu fut-o vă în gură. Frate, i-am spus, dacă crezi că se mai întâmplă, te rog să pleci. A plecat, înseamnă că se va mai întâmpla. Adică eu nu stau să-mi pierd timpul și bani și copilul meu, nu pot să fiu lângă el pentru că vreau să fac ceva. Măcar să se merite efortul pentru care îl fac, efortul care îl depun, nu? Dacă tu o să mai mergi mie din meciuri și de peste tot, înseamnă că te piși pe munca mea. Noi nu ne putem antrena pentru că tu, bestia, ești de peste tot. Înțeleg? Eu am vrut o garanție că nu se va mai întâmpla ceea ce el a făcut. Și nu mi-a dat garanția aia, a ieșit din meci, a spus că gata, că ne rupem. Foarte bine. Mai bine. Pentru asta nu i-am spus, nu l-am înjurat, nu i-am vorbit prost, mi-e prieten, m-a ajutat foarte mult. Cei mai mult prieteni ai mei care i-am pe jocul ăsta, dar nu putem să facem o echipă. De ce sufletelul meu? De ce nu vezi? Mamă, ce repede a dat cu aia ăsta. Aici, jos la mine. Pușați-l din două direcții, dar repede, targariane. Aici. Iisuse cu glaciarul. Măta, să moară măta că nu ieși tu. Vină jos aici, targariană, că sunt noc. Nu te mai bate. Vezi că e chiar aici la intrare, ai doi. E bătut. I-am bătut de impulă mea. Hai, Alexandra, mă căci și curut. Ție-ți dau.
Ce ești inima mea? Nu mă lin. Hai vino, dă-mi viață. Nu veni și tu, Alexandra, aici. Fă-i cumva ca să le dai eroare. Hai, Alexandra, te revive, te revive tu. Alexandra. Na, hai. Bagă, dă-le eroare, dă-le eroare ca să nu știi, nu mai te plimba lângă noi, coaie, că vin ăștia și te fute. Bă, băi. Fă-i cumva să uite de noi. Vezi că le-am băgat o grenadă acolo. Ursus pe aici. Vezi, poate te duci în grenadă. I-am făcut, uite, ne-i împurând. Ies afară din echipă, ferească Dumnezeu. I-am spus să-și dea cuvântul că nu se mai iese de niciunde. Că nu o să-și mai dea disconnect. Veniți aici la tata. Veniți la tata. E numărul 1. Mamă, și dau cap și tot nu moare. După Alin? Ce vrei să zici, Alexandre, că nu înțeleg? Cum adică sunt numărul 1 după Alin? Nu mai sunt numărul 1, că sunt un bot, că am nervi, am... Vezi că vine unul pe afară, aici, pe scări. Watch out! Watch out! Mai n-are nimic ca inima mea. Stai și uite-te pe mine, să-ți arăt cine-i numărul 1. Hai du-te, lasă că mă duc eu primul, că n-am viață. Hai, fă Free Fire aici. Hai că da. Dă-te în gură. Sau bine. Eu nu i-am zis să iese afară, ferească Dumnezeu, că pe... cum să iasă afară? I-am spus să-mi spună că nu vreau să mai repeta și n-am mai vrut. N-a vrut să-mi spună lucrul ăsta, adică... Ceea ce-mi dă de înțeles că se va mai repeta și eu nu vreau să se repete. Pentru că vreau ceva serios. Voi care sunteți tușe și vorbiți... Trebuie să fac ceva, o secundă, vezi că s-a ficat, da? Păi, da mă da, da mă da, băi frate, băi Black Evil, tu înțelegi ce am spus? I-am cerut în lobby mai devreme, bestia, spune-mi te rog că nu se va mai întâmpla să mici din meciuri. Că ești prietenul meu și de asta zic chestia asta. Și că dacă era altul, ieși frate afară, du-te cu Dumnezeu. Ce treabă ai tu cu noi? A venit buggy la noi. Înțelegi ce zic? Și el a zis, nu frate, că nu mai joc de acum. Adică omul nu vrea. Stai puțin, nu te bate. Să mai jucăm. Da, iubire mea, nu-ți fă griji. Păi, în seara asta, dacă nu-i distrug, vine la mine. Mamă, nu mai pot da, mă jur că pentru ea îl omor pe Alini, îi tai pula aia mică. Numai pentru Alexandra. E Romeo, ha? Ești cu lui să-i mănânc. Ia uite. Hai! Hai, demo! Anca, hai, nu mai fel, sunt pretensionat. Mi-a făcut nervi, Max! Băi, sunt foarte nervos, în pula mea. Sunt foarte nervos. Dă-o în pula mea de treabă, că targarea asta dacă nu-i numărul 1. Fii-te atât de aici, truc. Alexandra, vrei să mă omor pentru tine, zi da sau nu? Sunt foarte nervos, sunt prea nervos. Trebuie să-mi dai un pupic
din buze de la să-l aud așa sexos. Prea nervos. Îmi dai sau nu? Nu-mi dau grenadă, mă jur. Dacă nu-mi dai pupicul. Nu-mi dai pupicul? Nu. Atunci nu-mi dau grenadă. Bine, ok. Ia uite-l, pe să-l vezi. Ăsta era mare player, ăsta era jucător de bine. Da, dar eu nu aveam... Dacă el... Normal, și eu tot la fel am vrut să se rezolve pe în privat, dar viețile mele atâta timp. Cât el intră pe live și îmi spune, îmi ba pula în el de match, îmi ba pula, nu știu cum, au, au, au. Și-a dat disconnect, adică îl duream pula de match-ul ăla, s-a enervat, trebuia să, stâng, să, să stingă, să nu mai vine și pe chat, la ce a mai venit pe chat? Trebuia să-și dea disconnect și, i-a căzut internetul. Și de ce zic? Trebuie să o dai așa, nu mai fi pe chat. Ca să-mi și spui, să-mi spui, bă, fraiere, m-am pișat pe tine, ți-am dat la moie. M-am pișat pe voi, nu mai vreau să joc. Adică mai și intri și-mi spui, bă, bă, pula în el, joc, nu știu ce, știu cum. Nu mai și scrie, frate! Fii atent că dau peste ăștia reflex. Să-ți ară player adevărat. Păi nu mai veni și spui, frate, nu mai veni și spui. Nu mai veni pe cea și îmi spui, bă, pula în el de joc. Mă fut în el de joc. Că eu nu mă fut în el de joc, viața mea, eu am fost, fii atent, pe live, da? Sunt transparent, eu știu. Eu era să-mi pierd nevasta, era să-mi pierd familia, lumea nu m-a mai băgat în seamă. Pentru joc, pentru jocul ăsta, PUBG. Pentru un PUBG, pentru că sunt drogat de jocul ăsta. E vorba de când te iei de joc, de gameplay, de asta cine mă spune, oricine mă cert, când mă faci bot, îmi dai foc la casă. Măcar spunem, Aline, nu ești cel mai bun. Dacă mă faci bot, când tu știi că nu sunt mor, bot, adică nu se potrivește cuvântul bot, îmi dai foc, da? Bun. Ce mă deranjează de cel mai tare? Când vezi că eu îți spun ție în privat, vezi că e bine pentru că caut antrenor. Eu ți le spun la urechea ta, prietenul meu care îmi spune că mi-ești prieten. Nu vă costă nimic pe voi, voi. Nimic, zero, nul. Doar să vă dați silința să fiți, să fiți responsabili, să fiți, să fiți prezenți la datorie, la antrenamente, să fie pe bune, să fim, să fim frați, să ne înțelegem bine, să fie ok, să, decât să vă țineți de antrenament. Nu vă costă nimic. Voi sunteți frații mei. Da? Trebuie decât să fiți responsabili pentru joc. Când spun responsabil pentru joc, mă refer la a nu ieși din meci. Nu ieși din meci. Frate, pun suflet pentru ceea ce fac. Lumea poate ăștia care mă critică pe mine, nu înțeleg. Nu înțeleg. S-a greșit, îți spun de ce. Îl și spun, îți și explic, bestia dragă. A să vezi cât de calm sunt. S-a greșit. Când tu mi-ai cerut mie gloanțe, înainte de ca tu să-mi ceri mie gloanțe, ai tras în mine. Eu sunt jucătorul care nu mă uit pe mapă, pentru că am foarte mult timp de joc, da? Și nu am nevoie de mapă ca să mă uit din ce direcție s-a tras, pentru că eu joc la sunet. Da? Sunt un jucător bătrân care joc la sunet. Ei, am auzit că n-am înțeles nimic, că nu s-auzea gloanțe, nu s-auzea du-du-du-du-du, s-auzea sunetul ăla ca și cum vâjie ceva. Da? Bun. În timpul ăla, că m-ai dat în tigaie, îmi luasem puțină panică. Ei, în timpul în care eu îmi luasem panică, te ceru gloanțe. Panică? E ca și cumva unde? Ce zic? Bun, în momentul ăla tu ai cerut gloanțe și nu te-am putut auzi. Tu nu trebuie să ieși din meci. Nu ieși din meci. Dacă se întâmpla chestia asta în alte parte. Pentru că eu, unul, Alin... Bă, fiți atenți. Hai să vă mai zic ceva.
cum sunt eu. În 2019. În 2019 am jucat în finala mare de la PMCO Europa, da? Bun. Am jucat cu cei de la Magic. Eu, conștient fiind că nu o să realizez nimic cu ei, în marea finală, în primul meci din finală, știam că nu o să reușesc nimic cu ei. Și mă duream fix în pulă de ceea ce se întâmplă. Bă, voi știți cum am în ce stare am jucat eu primul meci de la finală? Muci de biat! Nu știu dacă o fi aici băiatul care mi-a dat mie laptop, care îi mulțumesc din toată inima lui, lui Cătălin Chivici, dacă vă mai duceți aminte de el, care mi-a dat laptopul, a venit la mine și am băut împreună. Deci eu eram muci de beat. Nu mă simțeam responsabil. Mă, în marea finală de la PMCO, tu să te beți, să te faci varză. Eu eram beat, mă, uite și așa spunea și mă uitam așa. Deci fii atent. Eu stăteam 7-8 metri în spatele cover-ului, m-auzi? E Targaryen. M-auzi, mă? Și mi se părea că ea nu mă văd. Și aia mă omora peste tot unde mă prindeam în cazii și pula ta. Pentru că nu eram responsabil. Mă duream pula, mi-e 60 egal. Pui la Targaryen. Deci în marea finală, nebunilor, care alții își doresc să ajungă acolo. Eu mi-am băgat pula, pentru că nu am fost împlinit. Eu dacă degeaba ajung... Degeaba ajung să urc. Am primit mașină. Taci, bă, viața mea. Taci. Te pup în 416. Taci mă puțin. Mă jur să moară maica mea dacă vă mint din cine ce vă spun. Băiatul ăla poate să confirme el sun. Și o să vă spună. O să vă spună exact ceea ce s-a întâmplat. Deci eu am fost, am avut vreo 7 luni la lucru, au început durerile. M-am pișat pe ei. Da, știam că sunt, nu vreau, nu vroiau să se antreneze. În condițiile în care eu le chemam, haide să jucăm, ei nu veneau. În condițiile în care eu vreau să-i antrenez, cu așa cum puteam, ei nu vroiau, nu-și dădeau interesul. Ei, la fel de bine, când eu ajuns în finală, am realizat și am sesizat că eu i-am cărat tot meciul. Tot meciul. Uite, de exemplu, Magic-ul în sezonul 2019, acum în 2019, nu s-a mai, n-am mai văzut finala. Datorită mie, ei s-au calificat în finală. Sezonul ăsta ei nu s-au mai calificat în marea finală. Ați înțeles? Deci eu dacă eu îmi bat capul cu toate, eu cu toate și văd că eu pe tine nu te pot duce pe un drum bun, la urmă o să mă doară în pulă. O să mă băt, mă droghez, mă beau, mă... Ce se întâmplă în marea finală? Mă fix, mă doare în pulă. Ai înțeles? Deci eu eram praf, pișat de bea, drogat și țineam și telefonul ăla, așa? Ai înțeles? Și mă băteau toți. Eu nu mă duream pulă, mă durea de tot. Ai înțeles? Eu nu vreau, nu mai vreau chestia asta. Dar ești pe interes sau cum? Nu înțeleg. Vorba vine, beat, nu drogat, că nu mă drogez. Ați înțeles? Deci ăsta sunt. Dacă eu trag de tine, haide frate, haide frate, haide frate. Haide să fie bine, ha. Și tu nu vii, sau dacă vii, îți bagi joc în muncă, dar munca mea nu... Nu-i bine. Nu-i bine. Eu vreau să spun că pentru mine nimic n-are valoare. Dacă degeaba mă duci pe mine la etajul 10, Alin, ai ajuns la etajul 10. Dacă știu că tu m-ai luat pe spate, așa pe spate, buf. Și m-ai urcat la etajul 10. Uite, bă, Aline, bă, te-am dus pe etajul 10. Mă, eu mă arunc în cap, bă, Aline. Bă, pula în etajele tale și în succesul care tu l-ai realizat cu mine. Dacă nu sunt eu ăla care urcă pe picioarele mele la etajul 10. Îmi bag pula, Aline. Te superi? Hai de. Nu, am de ce să mă scot. Asta sunt și așa mă cheamă. Nu-mi place de tine, Alexandra, că ești pe interes să mor. Auzi, dacă îți dau mașină, sunt viața ta. Păi ce asta? Degeaba am ajuns în marea finală că m-a durut în pulă. Am știut, am realizat că ne-am calificat datorită norocului. Ați înțeles? Pentru mine, ca să ajung într-o finală de PMCO, nu este o realizare. Locul 3 în PMCO, locul 3 în PMCO, nu este o realizare. Ia uite, mi-a dat cu inimioare cu alea. Băi, locul 2 nu e o realizare. Locul 1, mânca vă, ești pula voastră. Eu vreau locul 1. Dacă eu n-am cum să spun, am fost pe locul 2 în PMCO. Am fost, nu, viața mea că nu e campion. Deci performanța o faci și spui am ajuns la performanța
Nu locul 5, nu locul 9, nu locul 7, nu. Locul 1, așa cum sună. Locul 1. Ai înțeles? Toată lumea vorbește de locul 1, de locul 2 niciodată. Dă-l afară pe targă că nu tace. Pe viața mea, vezi că eu sunt liderul. Și... deci, locul 1, mereu, asta m-a interesat. Tot sau nimic. Bă, până la urmă, pula mea, numele meu e Olin, ca idee. Da? Tot sau nimic. Locul 2, mă piși pe el. Nu vreau. Nu mă pace. Eu n-am știut că am adormit. Ce zici, mă, viața mea? Bine. Băi, Vulcane! Și stai, că cu o zi înainte, adică, de exemplu, eu am născut pe data care sunteți pentru mine? Pe data de 20. Și mă apreciați că sunt așa turbat și spun lucrurilor pe nume? Vă pup, welcome, my family. All in family, care nu, dați-vă în pula mea disconnect. Și bag pula în toți abonații ăștia care... care mă... dacă nu ești de părere cu mine, e ok. Dar care mă acuzi sau care îmi faci hate prin ceea ce eu sunt, mă piși pe tine. Dacă îți dai cu părerea și o ții pentru tine, e ok. Poți, în ochii tăi poți să fii oricum. Dar dacă tu faci hate vizibil, îți dau drumul pe tine. Da, care ăsta sunt, așa mă cheamă. All in. De asta e numele meu, all in. All in. Totul. Everything. Ai înțeles? Dacă mă bag într-o cursă, nu mă dau jos din, la mijlocul cursei și haide să jucăm hora. Nu, frate. Totul sau nimic. Ai înțeles? Asta, de eu când am zis că am jucat la marea finală mare beat și am fost beat, e pentru că m-am trezit dintr-o dată în finală. Mă, ce pula mea cu mine aici? Nu e, mă, pentru mine locul ăsta, știi ce zic? Mai bine m-a pus să beau, să mă distrug, mă fut în finala asta și mai dau și un capac la finală. Te recu, ce zic? Pentru că nu profit de ceva întâmplător. La mine nu e nimic întâmplător, vreau să fie premeditat. Tot. Ai înțeles? De asta vreau să-mi plătesc antrenor. De asta vreau să mă ajung mare, de asta lumea, poate mulți râd, dar mă piși pe ei ăia care râd. De asta vreau mereu și mereu să mă străduiesc pentru ceea ce voi fi. Atâta timp cât tu ești din echipă, în mijlocul scrimurilor, eu nu știu, și săracii ăștia la alții, nu știu cum să ne dăm seama. Uite că îl dau afară. Nu știm cum să facem să ne băgăm la un scrim și tu ești din el, înseamnă că te-ai pișat pe munca noastră. În condițiile în care vezi tu, eu știu că mă vezi și îți spun, frate, ești sigur că nu se va mai întâmpla ceea ce tu ai făcut mai devreme, pentru că e foarte urât, ce tu ai făcut mai devreme e foarte urât și tu îmi spui, nu se va mai întâmpla pentru că nu o să mai joc, asta înseamnă că ești din echipă, înseamnă că tu nu mi-ești prieten și tu nu mă respecti în condițiile în care tu ești din echipă și îți spun, nu mai fă chestia asta și tu ești din echipă. Știi ce zic? În momentul în care tu ieși și îți dai disconnect și vii pe chat și îmi spui, mă piși pe el joc, mă fut în el joc, în condițiile în care tu știi că jocul face parte din inima mea și din viața mea, în condițiile în care tu știi că lumea mă... pot să îmi iau hate din cauza ta, bestia, pentru că tu faci lumea și stârnești lumea împotriva mea, deci, știi ce spun? Trebuie să-ți dai disconnect cu tot, cu tu nici pe chat să nu mai apari. Și o rezolvam în privat, cum am și rezolvat în privat. Ți-am spus, frate, dacă știi și ești conștient că nu se va mai întâmpla ceea ce tu ai făcut, Black Devil, dacă eu îți spun, Black Devil, dacă știi că nu o să mai faci ceea ce ai făcut și nu o să mai ieși din meci, ești bine primit acasă, frate. Știu, dar mie mi-era frică. Așa ți-am zis. Bă, Vulcane, am zis așa. În condițiile în care știi că vrei să fii, să fim bine și să nu mai ieși din meci, nu e problemă ce ai făcut. Ești fratele meu, da. Me love you, ești la inima mea. Ai înțeles? Ai greșit și tu odată, tu până acum nu ai mai greșit odată când ai spus că tu ești gel și că tu ești number one. Înțelegi? Dar am trecut cu vedere așa atunci, trec și acum. Dar tu odată ce eu te întreb, sigur că nu vrei să mai faci chestia asta de acum încolo și tu îmi spui, nu o să mai fac pentru că ești din echipă, ești liber să faci ce vrei atunci. Deci, ca idee, vă pup și vă iubesc. Să înceapă o distracție. Hai, dă-i. Da, mă, frate. Normal, păi dacă tu nu ții cont de mine, de ce să țin cont de tine? Păi eu cu pâinea după tine, tu cu pula după mine.
De ce zi? Eu mă schimb, sărac, să cum să, nu știu cum să-i strâng toți jucătorii, cum să ne facem recunoscuți, să ne facem cunoscuți. La etajul de sus și pe mine m-a ținut jos. Și când atunci când haide mă, cheamă, pe cine mă cheamă, unde să știi? I-am dat mesaj de reflex, nu știu, dar nu mă răspund. Și acolo era un om lângă mine, tu dai seama, n-am mai zis ceva, că n-am mai zis nimic. E în pat, vedem pat. N-am mai zbira, n-am mai zis nimic. Omul lângă mine. Bă, viții mele, voi știți să criticați în condițiile în care voi n-ați fost. De asta ce să mă fac înțeles și să vă transmit vouă, că voi, de fapt, ce vedeți și ce auziți, nu este nimic din ceea ce voi știți. Noi înainte și înainte și noi avem niște clauze și niște condiții prin care noi ne aliem și noi ne întâlnim și formăm o echipă. Ai înțeles? Noi avem niște condiții pe care tu le încalci, pentru că eu îți spun ție, băi, noi toți trebuie să fim serioși, noi serioși și afară, dăm prima. Astea sunt condițiile care noi le-am pus. Dar cine a pus acolo cu tine? Și zic, e ok, nu am zis că ias afară, i-am spus, frate, dacă știi că nu se mai întâmplă ceea ce s-a întâmplat, ești fratele nostru. Nu vreau să mai ieși afară, pentru că noi ne pierdem timpul prin chestia asta. Noi nu o să ne putem antrena. Noi avem nevoie de fiecare secundă. De fiecare secundă ca să ne antrenăm. Noi nu trebuie să pierdem niciun minut din viața noastră să-l irosim aiurea. Pentru că TikTok, TikTok, timpul trece și ne trezim în PMCO. Și ajungem să fim ca și cu dopul. Dop a fost echipă forță și e echipă forță. Dar din păcate au luat locul 11, ceea ce eu îi fericit și pentru locul 11, dar eu nu mă mulțumesc cu locul 11. Eu nu mă mulțumesc să spun, am fost finalist în PMCO, ți-a mort-o. Știi ce zic? Nu e mândrie pentru mine locul 15, auzi, locul 12, locul 2. Nu, locul 1. Ai înțeles? Dacă mâine mici din meci, pâine mici din meci, răs pâine mici din meci, nu face nimic. Vreau să... Nu-mi fut niciodată ziua, vreau să fim prieteni cu toți, să fim... Înainte de profesionalism, vreau să fim prieteni, v-am spus, să fim frați, mamă, tată, pentru că în fiecare zi ne împărțim clipele vieții în acest joc. Nu e niciodată mult recuperat. De asta am și spus, bă, fiți mele, eu am un copil de crescut, da? Am un copil de crescut. Am spus că din buzunarul meu plătesc oricât ar fi să luăm un antrenor. Vă dați seama că ca să-l aduc pe antrenorul de chinez ăla, japonez, ce pula mea el, de la RRQ, ce? Ca să ne antreneze pe noi, costă. Bă, bani! Alo! Bani! Da? Adică eu vreau bani. Să dau bani pentru tine, ca să ai succes. Că mi-ești prieten și nu te pun la plată și tu te piși pe mine. Cine? Eu asta încerc să spun la toată lumea. Hai, ce fain. De asta n-am mai știut doar tu ești, dar n-am mai știut doar nimic. E bine așa să ai amintire, știi? Ba da, dar nu se vedea. Da, mă, nu era normal, dar asta încerc să-ți spun. Ai tras în mine. Și era bag la gloanțe. M-am speriat, n-am auzit. Tu ai încetat de vorbe, mi-ai cerut gloanțe, dar în momentul în care n-am fost atent. Se întâmplă să greșim, că eu omenesc să greșim, dar pentru asta nu trebuie să ieși din meci. Nu? Care se vedea absolut tot. Nu, trebuie să ieși din meci. Și gata. Bun, ai ieșit din meci și totul s-a dus, e ok, nu mai pune ce s-a întâmplat. Dar te întreb, bestia, știi sigur că nu se va mai întâmpla ce tu ai făcut? Adică, crezi că nu se va mai întâmpla să ieși din meci de acum încolo? Ce-a fost a trecut? Și tu îmi spui, nu se va mai întâmpla pentru că nu voi mai juca de acum încolo. Aia a fost foarte urât. Păi n-ai fost în lobby, n-ați auzit? Ba da, am și spus de la început, orice ar fi, nu ne despărțim. Ne certăm, ne înjurăm,
corect. Mă, ați fost toți când am zis, da? Nu ne despărțim. Ne împăcăm, ne împăcăm, ne... suntem frați, suntem până la capăt. Nu ne despărțim, orice ar fi, nu ne despărțim. Trebuie să trecem prin toate, atunci suntem o echipă puternică, când treci prin toate. Așa ne clădim, orice s-ar întâmpla, nu ne abatem de la ce ne-am propus. Vezi că avem scrim, auzi, bă, ia vezi, avem scrim? Să moară familia. Never gonna give you up. Bă, ia vezi dacă avem scrim. Acum mai știi și mă uiți, te-ai uitat clipul ăla de pe Messenger, te-ai uitat clipul ăla că era după berete. Da, coaie, da, și ți-a dat, fii atent. Vulcane, Vulcane, ți-a dat și era după zbuc. Ce ai trecut. Dar nu contează, mă, ți-a dat, ți-a dat după ce ai trecut în cealaltă cameră. Da, mă, știu, știu. Bă, player. Tu ești doi. De la hambare, v-am zis, v-am zis. Stai că eu să mă uit dacă avem bani. Să vezi ce... Sunt doi boss, mă, să moară familia mea. Messenger. Am văzut niște mesaje de la el. Astăzi? Nu, n-a scris nimic pe Messenger. Aveți și Discord sau așa? Eu nu știu dacă e pe Discord. Nu, nu, ia scrieți, scrieți, dați un tag, dă-i un tag. Deci aveți grijă că aici ați play. Watch out! Bă, s-a reconectat Vulcan, ce pula mea face asta, mă? Eu i-am spus, mă, frate, ai, să mergem. A zis că-i scrie, mă. Smoker aici, Aline, la hangare. Bine, bă. În care? Stânga, dreapta, în față, în spate? Bă, învață-te morții tăi să dai mereu informația care trebuie, informație, 100% informație. Pușează stânga, pușează stânga, mă. Da, iau-l, iau-l. Retrage-te, retrage-te. Retrage-te, îi dau gradă. Am dat granada, dar nu știu de ce nu explodează cu asta. Morți, mă? Sau ce pula mea? Cam ei pula să mă așa. Doamne, ce rău am jucat. De ce te... Eu dau granada și nu... Hmm? Dau, am dat granada și nu explodau cu aia. Și nu putem să mai arunc din mână, ești handicapat? Bă, e băguit, măi, căcat de joc, mă, să mă bată mama dacă te mint. Aveam... Aveam grenadă în mână și nu puteam să-i dau drumul de mână, ești bun? Ai, watch out! E real, cred că le-ai urcă de la ei. Cred, da. Îi dau boba acum. Serios? Bă, cutie de unde? Deși-a urcă. Bă, ce m-am sperat de la futut? Hai că-i trebuie. Da, mă, iar ești. Bă, nu-mi dă de drumul la grenade, mă, frate. Bă, nu mai am movement-ul, mă, frate, mă. N-am movement-ul, mă, frate. Unde să mai pun joystick-ul ăsta, mă, în cava și prava asta? Bă, l-am luat la milimetri, bă, și nu-i mai bine nici cum, bă. El pe 100, Aline, că cum îl aveai înainte, pe 100. Așa e cel mai bine. Eu l-am pe 50, mă, ce-i. Bă, plec în față. Asta 10 jumate UK time. Am înțeles. Deci peste jumătate oră, da? Față, față, față. Are hit. De trage-te că vin și eu. Mai vine unul? Doi, ca ai, ca unul. Uite, mamă, fus cu așa, fus cu așa.
Da, hai să vin și eu. Dar ce mă la trăgea pe singur, băi. Nu mai am movement, bă. Unde disconnect? Îmi arată loading în ecran. Hala babura, mă cală. Ce mergem în paradis? Că cred că din paradis veneau toți. Bă, joystick-ul trebuie să fie acolo unde stai cu degetul, da sau nu? Da, mă, frate, unde e degetul? Pe lumea acolo să-l pui. Eu țin, cred că la, nu știu, 2 cm de găzdan. Unde era găzdanul în stânga jos, 2 cm de găzdan. Uite-te la unde am pus eu mâncava și pula voastră. Eu acolo, eu acolo, de acolo mă mișc. Da, mai avem scrimuri, da. Nu, e drog, mă, bă, că mi-e și plăcut. Nu, e și flergan la noi. A dat 4. 4 a dat flergan la noi. Marked an airdrop. Marked a location. Marked a location. Aha.
marked a location. Enemies ahead. Bă, vezi și vedeți ăsta de aici, coi. Te scopaci. Mă, unde pula mea e ăsta? Am unul aici la mine cu aia și nu știu unde e. A fugit, ce dracu a fost. Marked a location. Watch out! Aici, mă, acum am de 3, dar dracu avem asta foarte cu scop de 3. E numărul 1. Nu, unde, bă, dracu ai murit, mă, frate? Unde mori? Acolo, watch pământul ăla, să știi, l-am văzut. Trebuie să ducem asta, acolo. Oh, hai, că dă-i cu avea meu dacă e. Nice, bro. GG. Deci vezi așa că binișor. Dă și smoke. Nu se întrebăm dacă caută echip. Că nu mai avem mult. Până 140. Watch out! Hai. Sos de tot. Bă, nu m-am cam mai dat ăla, mă, să mor eu. Doamne, ce cu lagul ăsta, mă, mâncați ești pula ta. Asta vreau să zic, Baline, nu știu, ori de la net, oricând filmez, mi se atinge prea tare telefonul. Bă, și aveam 900 de meseori cu aia în zona aia, nu puțin. Mai devreme, zic, la primul an. Se trage de aici, de în jos, să tot tragi. Și ce? Nu, de aici, de în față, watch de acolo, am pus în el. Asta lângă mine, mă bazez. Vezi ce mori acum. Măi, e irrelevant cine are dreptate, cine nu are dreptate. El a avut dreptate prin faza că nu i se da gloanțe. Vina a fost a mea că nu l-am auzit. Apoi, vina lui că a ieșit din meci. Ce? Nu e frumos și nu e bine. Alin, vezi că nu e drept. I-am dat cap, i-am dat cap. Vino de-n viață, i-am dat cap. Au, thank you, my friend. Vezi că nu-l văd în el, bă, bulangiul ăla. Dar nici eu nu știu unde e, mă jur. Habar n-am unde e, să nu-i dă dracu grenadă. O, l-am văzut pe unul. Bă, unii fi trebuie. Watch out! Trebuie să-l mai jos, am făcut o mare gândare. Cum pula mea l-a omorât până așa? Cu grenada, vreau să-i dea cu grenada. Doamne, mâncați, ești pula ta, nebunezi. Vezi că am dat smoke și vin la tine. Vin la piatra asta aici. Ok, ok. Dar nu știu dacă mai pot. Ah. Vino și ăsta aici. O, drept. Aici, 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 da, cât mai ține. Ai un smoke, aruncă smoke. N-am, deloc. Te-ai să mergi așa. Mai jos? Da. După pietra asta vrea să joc. Du-te. Acum pot să ha, mamă, să-ți văd de dânge. Dar nu-ți dă finisher ăsta aici, așa. Nu știu. Au jucat bine ăștia cu grânzile aici. Să mor. Vezi că-l văd, l-am văzut. Oare e bun, HP? Cred că n-am mărit bun. Stai că n-au zona. Bine, nici nu-i avem, dar ești mai... îi ia primul, băi.
Acum o să ne pușeze pe aici pe jos. Că l-am văzut când a fugit. A ratat. Mai că are hit pe mine. No. Watch out! Marked a location. Dar nu te duce peste rău, oricum nu rezolvă. Nu știu unde trebuie să-l văzut pe ăla. Bă, mă blochez în joystick-ul ăsta, în fel. Deci, eu mi-am găsit movement-ul și l-am stricat, mă, frate, sau nu știu ce se întâmplă. Ori, nu știu, nu mai știu ce se întâmplă, frate, nu știu ce se întâmplă, na, nu știu. Eu acum mereu îmi curb butoanele, apăs pe lângă ele, dracu. Bat asta din nou. Am făcut și mai mici puțin. Înainte le aveam la maxim pe tot. Și acum apăs dracu, nu mă apă lângă ele. Mergem aici pe haide. Mark the location. Uite mă, poate să aici, mă. Facem așa. Mai am, cred că unul HP și pe cască și pe vest. Dat ăla de majorit. Cred că sunt eu, va avea o pizdie. Rama pe lângă. S-ar putea sutra asta să rămâi sus pe munte. Player. Ceata mă, mai nervați mă, când campează ăștia direct. Nu. Dar da, la mine, la mine. Sus pe munte. Watch out! Păi, se mâna cu o tufă aici, nebun. Care faza? Că faza e că nu. Trebuie să nu mai. Trebuie pe munte. Mark the location. Are hit asta. Oi, what? Trebuie să ne mutăm că dă granada aici. No, nu ajung. Nu ajung granada. No. Mark the location. Hit la ala. Bă, nu cred. Ah, mă, dracu, cum dracu l-am ratat, frate. Da, așa că e, nu. Uite în spate, că îi bate pe așa. Mă lasă și mie două kill. Hai, mă, fă pic. Bun, atricule. Ok. Watch out! Mai ăla, după piatra așa lângă. Exact lângă. GG. Nu mai găsesc. Dar faza e că ar trebui să le las așa și să mă obișnuiesc eu în condițiile în care am pus, cum am pus joystick-ul. Și ce zic? Că nu mai găsesc milimetre alea ce trebuie. Nu le mai găsesc. Ce zici, mă? Zic că am baterie 80. Ce zici? Numărul 1. Vulcan asta e bombardier, mă, să moră familia mea. A, că bombardier? Cine bombardier? Vulcan, vezi că avem scrimă în 16 minute. Știu, joacă foarte bine Vulcan, nu? Lasă-mă că intră bestia cu noi. Lasă cu mine. Fără că atrimi. Păi n-ai auzit ce zis, că nu mai... Ce a zis? I-am zis, dacă știi cum se mai întâmplă să iese match, nu e ok, nu e nimic, nimic să se fie. Ușor, ușor, nu o să mai facă coaie, dai seama.
Păi da, mă, dar deci cum este nervezi, dar nu, adică nu el dacă nu, dacă spune că bă, și ne-am pus de vină și dacă el spune că iasă din echipă, uite ce vrei să facă, mă. Ce dracu zici, Burian? Băi. Ce faci, bă? Ce faci? Ia vezi, dai tag lui Blind, lui... Dai tag, ia vezi dacă... Vorbeam cu ăștia, dați-i tag lui ăla, că aveți crimă, vine, nu vine? Ce dracu zici, Urianule? Vii la un scrim, mă, te bagi cu noi. Da? Te bagi la un scrim. Ai nevoie? Păi, dacă nu am pe nimeni. Ia vezi, dai mă tu Blind, dai lui Blind și... I-am dat tag, nu, acum i-am dat. Bă, scădii și-a dat. Dar te-a spățat, am văzut pe ea. Nimic, mă, nu. Căzi, nu știu ce fază. A cerut ăsta glanțe, mă, și nu l-am fost veste. Și noi nu l-am auzit, în plume, n-am preocupat, l-am altceva. Că el avea microfonul băguit, știi? Și l-am auzit. Că scrie acolo în chat, Nidamo, de ăla pe engleză. Și nu i-am dat, luați, că n-am știut, n-am auzit. Și a ieșit de meci. De acolo a început problemă. Păi, și l-am întrebat, dacă știi că face șatru, să ne părăsești. Bă, dar nu mai e oraud întrerupt. Dacă l-a ales să ne părăsească, înseamnă că da, face... Da, și nu continua de chestia asta. Și nu suntem de acord să ieși din meci, că nu-i frumos. E lipsă de respect. Față echipei, zic și eu. Bine, mă, ia vezi, da, stat, colo, nu vine niciunul, vorbește colo, să bage pe Burian. I-am dat pe grup. Și ce a zis, vine? Nu am... Ha, da, păi zi Burian, zi așa, bagă-l pe ăsta, că o să plină, să plină și tău, să-l bag pe Burian? Da, zi lui Sandro ăla, zi că vine cineva Burian, dă-i numele lui. Bro, no one can play, so we add this guy. Dau cu tot cu semnele alea? Da. Copiază de la profe. Dar în cât timp ai? Acum. Nu-i bestea nu-i mai aici, s-a fi pus să doarmă, era aici pe chat, nu o spuneam. Dar nu știu la ce vă... Uite, eu vă văd pe ăștia mei în chat aici, vă panicați, vă pacientați, la ce mă, că eu i-am spus? Bă, dacă crezi că nu mai ești... Problem. Cine? Da? Bă, ăsta Sandra a zis că... Da, pe Sandra, vorbește cu ea. Eu când am zis bestea, dacă știi sigur că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat, n-ai decât să fii în continuare cu noi. Dacă știi că se va mai întâmpla, tu nu ți ne părăsești. Și le-am părăsit. Hai că el cu vreme în echipă asta are altceva, mă, viețile mele. Asta. Are echipe, trage echipele, se bat echipele pe el. Ce drag. Joacă bine, Burian, nu-i fraier. Nu-i fraier, dă-l în pula mea. Dragi așa, mă, colegi. Bă, dar nu e un live, mă, frate, mă, băi. Să fiu și eu calm, mă, să mă joc, să fac gameplay-ul, să fac asta. Nu
Coane, dar e vina ta, crede-mă. Nu e numai vina lui. Da, mă, da, și mi-asum. N-am fost atent, niciunul. E vina voastră, spuneți. Vorbim cum la... plural. Pentru că nu am auzit nici eu, n-am auzit nici... virus ăsta, cum îl cheamă, vulcan, nici ălălaltul, pentru că nu l-am înțeles ce a vrut să ne transmit. A fost și vina noastră pe care noi ne-o asumăm, cum se spune, ai înțeles? 1-0 româna. Ne-o asumăm, a fost vina noastră, dar este vina noastră, pentru că ne-a dat gloanțe, nu am înțeles, nu s-au... Am greșit, nu s-au... Dar în secunda 2, după ce a ieșit, după ce a ieșit din meci, noi am pus, eu i-am pus o regulă, i-am spus, în cazul în care crezi că te poți controla și să nu mai ieși din meci, continuăm. Dacă nu, ne despărțim. Atenție, și el a ales să ne despărțim. Înseamnă că nu se poate controla și o să se va mai repeta să iasă din meciuri. Și eu nu vreau să iasă din meciuri pentru că eu vreau performanță. Eu dacă vreau performanță, nu ies din meciuri. Înțeles? Iar eu nu pot să-l sun pe el, nu cu orgoliu, că eu îl sun, eu n-am orgoliu, eu nu sunt băiatul cu orgoliu. Eu îl sun și îi spun, haide acasă, dar în momentul în care eu zic, bă, dacă tu crezi că faci chestia asta pe viitor, te rog să ne părăsești și tu ne părăsești, adică el a plecat, înseamnă că el va mai face chestia asta. Mă, voi ce înțelegeți, bă, ăștia care sunteți în lobby cu mine, voi ce înțelegeți când, dacă eu zic, mă frate, în cazul în care vei mai face chestia asta, te rog să ne părăsești. Dacă crezi că vei mai face, crezi că se va mai repeta, te rog să ne părăsești. Adică tu ieși când vrei, intri când vrei, bă, ieși din meciuri, știi ce zic? Nu mai putem să ne antrenăm. Nu putem să ne antrenăm. Rămânem prieteni, eu sunt prieteni foarte buni. Sunt bun cu prieten cu bestia, Doamne ferește, nu e urmă personală, e fratele meu. Dar nu tot timpul pot să... Eu nu știu, eu mă refeream din echipă. Dacă tu mai faci chestia asta și ieși din meci, te rog să ne părăsești din echipă, să părăsești echipa. Eu la echipă mă înțeleg. Nu, eu mă refeream la echipă. Te rog să părăsești echipa dacă crezi că vei mai face în continuare ce ai făcut astăzi. Eu știu să vorbesc. Eu am 4 clase, dar și sunt explicit. Adică pot să te fac să mă înțelegi ceea ce vreau să-ți transmit. Dacă nu vrei în română, îți vorbesc în țigănește și tot ne înțelegem în chineză, în chihuahua, cu mama, dar eu am puterea asta, am harul ăsta de la Dumnezeu de sus ca să mă fac înțeles de către toată lumea. Sì, ma certo, io parlo italiano. Anche italiano, a noi nu e un problema, eu parlo de tutti, tutti le lingue, cum se zice, eu parlo, nu tot așa da bene, dar mă descurc, ați înțeles? Să știe, power. Mă, n-auziți că asta să pierd tot, că șterg canalul de YouTube, șterg tot, dar nu-l sun pentru că eu vreau performanță. Din momentul în care eu îți spun ție, băi tată, dacă crezi că de acum încolo, auziți vorba asta, vei face ce ai făcut astăzi, ieși din echipă. Ai ieșit din echipă, frate, n-a zis, nu mai fac. Nu mai fac chestia asta, nu ai înțeles? N-am spus chestia asta. E foarte urât să lași echipa, să ți-o lași baltă, în mijlocul problemei, în pula mea. În mijlocul
meciului. Pentru că echipa n-a înțeles, nu sunt eu de vină. Băi, eu gălăgia asta nu trebuie eu să o fac, trebuia toată echipa să o facă. Dar eu vorbesc din perspectiva lor, pentru că sunt eu responsabil pentru echipa asta, da? Eu i-am strâns, eu le-am spus, eu fac tot, eu mă preocup, eu îi bag la scrimul, eu le suc pula, eu le dau la muie, eu ne futem, facem în grup, ne futem, facem dragoste. Deci eu sunt ăla care ia inițiativă și dacă îți spun, băi prostule, dacă știi că vei continua să faci ce ai făcut astăzi, ieși din echipă. Îmi ești prieten, dar eu te dau afară din echipă. Dacă crezi că vei face ce ai făcut astăzi pe viitor, de astăzi te rog să ne părăsești. El ne-a părăsit. A fost alegerea lui. Cum pula mea vrei ca tot eu să mă duc să-i spun, haide bestea cu noi, ca de azi încolo să mai ieși din meciuri. Haide frate bestea cu noi, că avem nevoie de unul care ne părăsește în meciuri. Pe asta vreți mă, pula mea, de la mine? Voi m-ați înțeles? Așteptă în lobby. Da, mai am înțeles. Păi cum, adică... Florian nu știe ce s-a întâmplat. Lasă, nu, că suntem pe altă lume. Stai că eu stau pe live, că l-aud întrerupt aici. Da, bă, tu ai înțeles, mă, Burian, e problema. E, mă, că n-au scris pe live, aici te auzi întrerupt. Nu, no, păi cum să te chem? Haide pe ăsta, ca să ieși și mâine de meci. Mă, aici au făcut greșeala lui, nu, aici e și adevărat. Bine, bine, oricum, alegerea lui, pentru că, nu, a știut omul că poate mai face, nu stă nici el bine cu nervii sau ăla și... Păi da mă frate, dar eu nu sunt obligat pe tine să te suport pe tine, păi în cazul nu, în care tu mi-ești din meci. Pentru că eu am spus destul de clar, frate, am vorbit cu toți. Băi, eu n-am vrut să spun mesajul ăsta la nimeni. Înțelegi ce spun? L-am spus mereu, bagabonțiște, că acum trebuie să vorbiți transparent, că tot timpul așa am fost obligat să vorbiți transparent și să rezolvi problema. Eu am intrat în problemă, eu trebuie să ies din problemă. Acum vorbesc transparent. Am spus, bă frate, Dumnezeu mă ajută, am vorbit bă cu toți, v-am spus la toți, lumea mă susține, mă iubește și mă iubesc toți ăștia mei care mă urmăresc, mă iubesc și mă susțin cu bani financiar, ei mă susțin financiar, da? Bun, eu din banii ăștia care ei mă susțin financiar, eu pot în pula mea să-i pun pe dreapta. Aia 1000 care tot să-i dăm la antrenor, dar eu nu-i pun pe dreapta, îi dau la antrenor să ne antreneze, că suntem boți. Deci, bă, suntem forți pe skill individual, da? Îi prindem pe la TDM, ne batem la TDM și batem pe la TDM, mai noi și pe acolo luăm bătaie. Înțelegi ce spun? Dacă noi pe mapă nu știm să jucăm, băi frate, eu suport cheltuiala, eu plătesc acolo pentru că și eu la rândul meu mi-a ajutat Dumnezeu, lumea mă iubește și mă susține. Ai înțeles? Eu care puteam ca YouTuber să o ard invers, ai înțeles? Bla bla bla, regi pe România, cu tare, dar nu joc competitiv că mă piși pe toți, nu am de-a face cu nimeni, nu vreau competiție, da? Ai înțeles? Și lumea să facă o impresie în România asta că sunt number one, dar eu nu-mi place să fiu number one pe vorbe. Și dacă nu sunt number one sau nu voi mai fi și nu mai sunt number one, eu accept să fiu numărul 2. Înțelegi? Pentru că nu merit să fiu number one. Ei, eu vreau acum și mi-am pus un challenge ca să fiu în frunte, să dau tare. Eu când iau problema în serios, o iau în serios, frate. Ai înțeles ce spun? Adică, mi-ești prieten, te iubesc, te respect. Da? Ești prietenul meu. El încă mi-e prieten. Dar dacă tu nu pot eu cu tine, tu cu mine să facem ceva în comun, nu putem, frățiorul meu. În condițiile în care tu nu-mi spui da, Baline, mi-am ieșit de-n fire, dar orice se va întâmpla de azi încolo, nu o să mai ies din meci. Înțelegi ce spun? Pentru că eu, adică eu, să zicem, nu, care banii ăștia pot să-i bag în gură la copilul meu. Îi iau un inel de aur la nevastă mea. Mă duc, ce știu eu, pula mea, mea o saltea să mă pun cu pula în sus să-mi fac plajă. Decât să dau banii la antrenori, la pula în pizdă, nu? Păi frate, trebuie seriozitate. Înțelegi ce spun? Și atunci sunt unii, o mână de oameni băgeat care spune, frate, dar tu ai greșit. Da, mă, am greșit și mi-asum, nu mi-am dat bronze, n-am fost atent. Dar în cazul în care eu îți spun, băi, dacă știi că nu vei mai continua să ieși din meciuri, nu e problemă. Dacă știi
că vei ieși din meciuri de acum încolo, te rog să părăsești echipa. Și el a plecat din echipă, în pula mea. Nu, mă, poate omul a căutat un motiv de ceartă și nu a vrut să plece. A, poate a vrut să plece altceva, nu a avut prea să zic și a ales prin altă metodă. Nu, vezi? Și atunci, băi, îmi săriți mie în cap, că băi, Aline, că să vezi că o fi copății. Nu, noi ne batem și ăla să râde, poate, acum. Ce știu, face dragoste. Ceva se întâmplă. Eu știu ce face ăla, sau dacă îl doare de noi, nu-l doare. Vezi? Pentru că eu rămân cu curul în, în boata. Dacă el vroia să continue să joace, nu ieșea. Pentru că nu e un motiv să ieși, că nu te-a dat cineva gloanță. Nu te-a la mână dacă jos scrimuri și ăla ești concentrat și acolo, nu trebuie să vezi unul care ăla, de-aia e tot. Eu ce zic, frate, că nici a fost o eroare. Da, a fost bug la joc și nu ne-am auzit. E dar restart și domnul mergea, știi? Mă, da, și dacă el s-a doi și... Ba, dar cum să nu? Păi de asta, uite, eu sunt trei, suntem trei, momentan suntem trei membri serioși, pe care eu mă bazez, că știu că ne dau mesaj, sunt prezenți. Vulcanul și Reflex, chiar dacă Reflex nu e atât de wow pe meciuri, dar se antrenează. Mă, frate, se antrenează, vine la timp. N-a fost odată să zic, păi, să-i dau mesaj, tac, să nu vină. Eu, viața mea și cariera mea în PUBG merge mai departe. Asta nu înseamnă că sunt dușman cu Besta niciodată, el mi-e prieten. Dar asta zic, nu văd agitația voastră și problema voastră, ăștora dă-n chat. În fine, pe mine mă interesează părerea voastră și de asta țin să vă dau explicație. Dar dacă nu mă interesat de voi ca ochișori, mă duream pulă și mă uitam în telefon și mă ziceam că nu văd chat-ul. Ca idee. No. Ne dă aia să intrăm. Bă, dar chiar cu ei, ăla, crimă. Păi dă-i mesaj, când intrăm? De pula mea. Că eu, dacă mă uit, hai să vezi. Bă, bă, ID, vă rog, minute, așa scrie el acolo în chat, nu? A, intrăm acum? A, să dăm mesaj, bun. În 9 minute vom intra și vom continua cariera noastră în PUBG. Gata, vezi că s-a dat ID-ul? S-a dus chiar la 141. Da-ți mi-l și mie pe mesaj, mă link de pe. Na, bun, dar eu nu mai știu cum, îi dăm mesaj pe Facebook atunci. Haideți că intrăm la, intrăm la scrimuri viețile mele, hai. Vă pup. Stați așa că dau be right back, vine imediat, da?
Nu, nu știu unde e. Paul, asta le tămută țigările pe aici. Da. Uitați-mă viețile mele că încă nu... Hai că am dat pe ăla, așa? Hai să intrăm în ăla. Gata? Păi ne punem doar la 5 dacă se întâmplă. Nu, hai dacă intrăm în room acum, intrăm în room. Haide. Avem tabletele astea, mă, frate, aici. A, uite, avem pe ăștia care au câștigat de la locul 1 în Europa. Acum avem echipe tari, forță, foarte, foarte bune echipe. Sunt ăștia din UK. Îl văd pe ele, Pocusa. Avem echipe foarte, foarte bune. Nu-mi place că avem pe bulangii ăștia din băi, AMQ ăia sunt, mă fut în gura lor de tablete. Da, mă, viața mă, până nu mă afectează, pentru că nimeni nu mă poate întrerupe din ceea ce eu îmi propun și ceea ce eu mi-am propus. Știi ce zic? Cu sau fără beste, voi merge înainte, dar... Nu, e păcat, știi ce zic? Că dacă de fiecare dată ne despărțim, de fiecare dată ne despărțim, de fiecare... Nu, se pierde sinergia. Tot ce am învățat cu el în două zile s-a dus de râp. Acum trebuie să-l antrenăm pe altul. Și pe altul, și pe altul. Dar de atâta ori mă văd despărțit, de atât... Cât să cere și de câte ori va fi nevoie, de atâta voi lua de la capăt. Important e că nu renunț și mă duc tot drept. Și asta zic, na, eu tot în față mă duc, tot scopul meu e să ajung sus acolo. Ce o ce în jur tu? Aici pe jos. Nu mi-e Red Bull de ăla sau ceva. Ți-am zis să mergi pe la magazin să iei. Aaa, n-a da. Love you bro, love you too my friend. Nu știu dacă o să vrea Burian să vină la noi. E un jucător aparte, e ceva, altceva. Nici nu știu. Nici nu prea cunosc atât de bine, nici nu știu. Decât că e un jucător foarte șmecher, dar atât. Vă pup nebunii mei frumoși. Ia-l pe hai că le-au pe killer. Mamă, mamă, aici sunt o grămadă. O grămadă de jucători bune aici. Iar am făcut, știu câte killer am făcut. Eduard, te pup și mersi de subscribe, mă, viața. Vă mulțumesc de Mr. Alex, te pup și mulțumesc pentru steluțe, mă, te pup. Pați cu ei cu munca, cu asta, nu am... Salutare, nu stream aici, succes. Salut, Mr. Alex. Mm-hmm.
mă joc versus ăștia bombardieri. Mă, ce mai las primurile astea, jucam și noi. No, fiți atenți, tot tactica noastră, nu? Unde săriți? No, fii atent cum facem noi, Burian. La noi aici se sare așa, dar fii atent. Unul aici, unul aici, Babocinchi, da? Unul aici. Așa. Dar cum? Tot timpul să fim conectați unul cu altul. Adică tu să la rândul ăsta de case, ca să fii conectat cu ăsta. Adică să fim vis-a-vis unul de altul, să avem view unul pe altul. Mă duc eu aici atunci. Aici mă duc lângă. Aici, unde te duci tu? Stai unde? E marcul meu alb. No, bun. Iau eu spatele, ai eu casa asta. Tu te reflexi la mijloc atunci. Parcă eu o luam pe aia. Lasă-te în pula mea, că eu de aici eu plec pe o flancă în partea asta. Te rămâi tu aici și stai, dar să ai view cu mine. Cum? Cu mine și cu numărul 1, cu Burian. La casa asta sar, da? Și eu sar aici. Ha. Dacă se încinge telefonul meu, nu mă tot mai filmezi. Dacă ai plecat la tine, vii la mine și pe vulcane. Da, stai, am follow, am follow. Bă, dar vrei să-ți filmez și eu? Poți, că noi tot, după aia vrei. Noi din perspectiva lui fiecare luăm și vedem ce a fost greșit și unde s-a greșit și de ce. Avem o aplicație unde ne uităm toți în același timp la un video, știi? Uh-huh. Și vedem din mai multe perspective. Bun, bun, bun. După ce ajung jos și ăla acum. Deci fiecare trebuie cum ar veni pe interior, la setul de la casă pe interior, cum ar veni spre mijlocul Bocinchiului, ca să fim toți conectați unul cu altul. Ca să-ți fie ușor să vii la mine și eu la tine, știi? Da. Că alălalt o să te țină. Și cred că mai avem un spot cu noi. Problema e că dacă s-ar toți pe o parte, la unul dintre noi, trebuie să ne retragem... Mai avem o echipă. Mai în spate, na, pula mea. Mai văd. Să deasupra noastră. Dacă iese bine pe o parte, ce facem? Nu-i retragem. Aia, tot în stilul ăsta vine și... Uite un solo pe dreapta, nu știu ce pula mea face, zice la casele alea. Nu, nu cred că e cu mine. Toți sunt pe lângă mine, pe aici, dar acum nu știu. Nu știu, caut. Și caută unul cu mine. Da, am unul la mine și eu. Vine în case. Am unul și eu lângă mine. Un, doi. Câți ai lângă tine reflex? Unul. Am unul aici. Să știți. Îl scoți imediat pe ăla, ți-l scoți imediat. E sus sau jos? La care etaj? Zi repede. Sus, 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 sus. Bine. Eu am unul în turn. Turn am eu. Nu, cu unul la tine, Vulcan, ce vine la tine. Bun, mai vine aici la noi, Muriane. Mai avem unul aici. Am unul aici. Am unul aici. Unul la mine în triplă. Am unul aici, în casa asta. În casa asta, unul. Doi la mine. Vulcane, unde ești? Aici, e player, aici, unde m-a pus chef. Reflex, vino la mine să-l scoatem pe ăsta. În casa albastră. Vino la mine să-l scoatem pe ăsta. Reflex, de tine am nevoie. Pe care, pune marca. Aici sus, la mine, pe etaj și la mine. La mine, în casă, unde sunt eu? Mark the location. Dacă ai, că mă ține. Cine te ține? Încă unul nu pe aici. Vin doi pe mine. Cât durează să vii la mine, frate? Da, sunt doi și pe și finisher. Reflex, cer ajutorul tău, frate, de 2 milioane de ori. Vii la mine cu ai. Acum ai venit și te-ai băgat în ăștia doi, nu? Hai bate acum. Păi te-a dus Borian nou la ăla acolo, mă. Dar lasă-l, frate, pe ăla. Vino la mine când își cer ajutorul. Vino, frate, la mine, în pula mea. Dar ți-am zis că nu mă trec. Dar cum să nu treci? Eram acolo, păi, uite. Da, acolo, vino la mine, că nu mai era nimeni să te țină pe tine. Una peste alta, stai puțin, Alin. Eu am doi player lângă mine în casă, unul în casa asta. Watch out. Și mai am decât 22 de grante pe acolo. Bun, du-te la el atunci. Ca idee să știi. Mamă, ce-mi place cum vorbești ăsta de calm, putu-te în gură să te fut. Avea lag focus. Uite, unul în casa mea albastră. Bun, du-te, ajută-l pe Vulcan, vezi că mai are bun. Doi, acolo. Nu la mine, să-ți dau glanțe. Vino aici, 50.
Îi bați, îi bați, mă doare în pulă că îi bați. Te recuperezi din chestia asta. Ai de viață. Da, dau medkit. Vezi că-s două squaduri, ca să știi. Dar știu că-s două squaduri în pula mea. Asta am încercat să explic și lui. Nici ăla n-are cum să mă vadă acolo. Vezi că unul e de pe gard? Și când dă grenadul ăsta... Da, știu. Te îngură și pe mata. Bine acolo, bine. Bine. Nu, nu, nu. Le vezi? Le vezi? De ce ești afară? De ce ești afară în condiții în care sunt doi? Stai și fac prefer în ușă. Bine? Ești pe partea aia, ești pe partea aia, ești pe partea aia. Hai. Prefer aici. Bine, ftut mult, mult. Da, ia o pasă, băgăm ești pulanii, ăsta e Europa, 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 băieți. Da, numărul 1 pe Europa, eu tot singur, băgăm ești pula măz, să-mi bag. Crezi că vin restul. Încerc să-mi fac viața. Asta-i bot? Nu, cum să fie bot, mâncă mie pula, că ești la rom. Enemies ahead. Acolo unul. Păi ideea e ca să știi. Am mai pățit cu cine? Cu Dexter? Dexter a zis că merge, sau Rana, nu știu, la PMC o azi că merge să bată un but. Să mor tu? Da, da, da. Unde săream noi și a zis că bă, au. Deci, pentru secund am uitat că jucăm scrimul, că vă și pula voastră. Gen, așa de la 1v4. Da, bă, coaie, dar tu puteți să vii la mine, bă, când îți cer ajutor, pentru că nu te ține nimeni la tine acolo. Vreau să-mi arăți filmarea, oricum trebuie să-mi arăți. Da, ți-am zis. Dar pe mine nu m-a omorat, dar a dispărut din view-ul meu cu aia, avea lag mare. Dar de ce nu te retrați să schimbi poziția? De ce nu te duci în stânga mult? Să te rotești cumva, să iei prin surprindere. Da, și să ai view cu Burian. Să ai view cu Burian. Crezi că unul chiar aici a venit la gard? Vezi că nu particip cu Burian. Acum particip cu Burian. Acum ieși în dreapta ta ca ai avantaj. Ieși în dreapta ta ca ai avantaj. În spatele tău ca ai avantaj dacă ieși prin spatele tău. Aici, aia zic. Ai avantaj. Și dacă te duci dincolo gardul ai avantaj. A nu, că e ăla. Bine-s. Ia dă-te și morții. Cum i-a dat finish? Mă mâncați și pulat. Nu știu. Dreapta și fii atent pe prefer aici la colț. A, e aici. Îl bați, îl bați. Ești pe cloț, ești closer. Mai bine prin casă, mai bine prin casă, normal. Tot timpul pe dreapta, ține minte, dreapta, dreapta, dreapta. Calm down, bum, bum, bum. Aici, prefer. Dă-l într-un punct unde știi sigur că-l bați. În condițiile în care ăla are un knock acolo. Îi bați. Așa, fătu-ți morți, măi. Păi, dar am sărit geamul din greșeală. Adică nu l-am sărit, am sărit și m-am pus și crouch și am ieșit de pe geam. Că n-am vrut, am pus, stau pe geam, gen. Am zis, dacă mi-au un ochi, rămân în casă să nu mi-au finit și m-am dus cu tot. Mă credeți că mi s-a sculat pula? Ai bătut tot Europa, mă, cei mai șmecheri din Europa, UK. Aia care au luat loc 1 în Europa, la PMQ, care se duc la China. Care se duc în China, Reflex. Vezi, am jucători buni, dar sinergia între noi nu e bună. Eu când îi zic Reflex, hai la mine, nu mai vine la mine. Dar el e bun ca jucător. Și eu care Reflex credeam că e slab. Hai că mai jucam cu Reflex dacă eram prost. Nu. Trebuie să mă rotez. De fapt nu. Sunt singur. Și da. Unde poți să te duci Reflex? Reflex. Aici, lângă mine și așa. Nu știu casă aici. Păi, dar până ajung eu acolo, să mor. Și bestia la fel e bun și...
Vulcan nu mai zic. Un jucător foarte bun de Burian. Am auzit că are un record. Bine, eu n-am jucător, dar să mă joc. Foarte bun. Dar bine, ăsta nu e cu noi. Da, mă, dar nu am uitat pe el, spec. Sunt în grămadă de jucători buni. Dar degeaba suntem buni ca și skin individual dacă nu ai... Nu că mamă că m-am și speriat. A căzut. Vrei să arăt eu? N-am auzit? M-au auzit? Da. Bă, Buriane, noi suntem la început, mă, viața mea. Și ce zic? Eu, da, de asta și zic ca să ți arăt, ca să fie mai ușor, ca să te bați mult mai ușor, să nu te izolezi fiecare jucător în parte, pentru că aici patru compounduri cum s-ar veni unde dacă s-ar doi cu dacă s-ar doi player cu unul dintre noi și stau alții și țin, trebuie să treci de la fiecare casă în parte, în open, știi? Dacă zic. Te-am la pe mine aia. Înțelegi? Da, nu știu, eu asta zic, eu trebuie să nu știu dacă e 100% corect chestia asta. Și nu mă contrazic, dacă vine cineva cu o soluție mai bună, bum. Dar nu dacă vine cu... Noi o punem în aplicație, urică, dacă reflex zice, băi, nu ar fi mai bine să sărim așa? Bă, da, sărim. Dacă dăm greș, nu e bine. Știi ce zic? Putem să sărim tactica și de dar RRQ, cum s-ar aia... Dacă știi tactica, nu la casă. Dar nu trebuie să o zici acum pe live. Nu acum, mai încolo. Ce spun după? Dacă și știi tactica lor și alea, nu trebuie să fie a noastră 100% ca a lor, dar cel puțin... O idee, o mică info, știi ce zic? Du-te și între zonă. Du-te prin față, pe aici și... Oricum, cred că ai mașină, ai mașină. Casele. Evită casele, mă. Stai așa. Nu știu, mi-am văzut. Oricum, ai content de pus pe YouTube, știi ce zic? Da, urmat. Ai filmat? Am filmat și eu. Dacă nu la casă, nu. Eu o să vezi cum a murit, s-a teleportat. Nu mă bătea la viața mea, mă jur că nu mă bătea. Dar să... Uită-te puțin, Buriane, să vezi cum a murit, să vezi cum s-a teleportat ăla. Da, eu știu care, oala, știu care l-avea și la pensioane, la... Focusar. Dar ăla nici nu știu de ce ăla, l-a joacă și pe LV, că joacă și pe LV. Bă, dați unul la iPhone spate să vezi cum s-a teleportat ăla, pe aia. Focus joacă cu băieții din UK acum. Ala din LV. Știu, nu joacă rău. Am văzut că nu joacă rău. Aș putea să rămân la astea. Oricum e zona mare, n-ar trebui să... Tu ții casă unde e greu lor de pușat. Băi, s-a deschis ușa la 200 de metri, ești prost? Uite-te și tu. Ba, băi. Sau era deschisă și gen... Da, dar tu în cazul în care tu stai aici, da, să-mi mai zici ceva, bine, creier de găină. Dacă tu stai aici și cineva vede o mașină aici, știi că nu e... Da, știi că nu e full scoace, că e un amărât ca tine. Îți dă seama, e foarte ușor de prevăzut chestia asta. Ești și în groapă aici, ai numai high ground pe lângă tine. O să te ține ușor. Tu unde vreți să mă duc? Du-te undeva să mai... Sunt zona OSS-tea... O zona OSS-tea... Dați-vă pe mărere, pe acolo. Da. Eu pot să iei casele astea, să-mi spuneți, am pus eu, Marco. Niște case foarte bune acolo. Da, dar riscam de rotit. Na, te poți duce... Te poți duce până aici, mă, nu aici. Undeva unde... Aici, acolo, squadr. Google, uite și aici, pe munte undeva. Ia-ți un munte, ia-ți ceva. Stau aici, momentan, până se închide zona și după plec, oricum nu... Nu, intrăm pe aici. Da, dar nu e bine aici, nu ai view pe nimic. Știu, mă, știu. Dar nu mă interesează acum, pentru că sunt mulți play. Da, mă, da, dar tu în cazul în care vezi o mașină că trece pe la 50 de metri, tu poate îl dai jos și faci un kill. Pleacă de aici și pune-te tu puțin bună. E, zona mare te poți roti, alții au alte treburi de făcut acum. Mai bune. Mi te zic, dacă te duci și vizi casele, poți să treci ușor. Am echipă, știu că am echipă, știu că am echipă, sunt conștient, toți suntem, oricare dintre noi poate să dea un squad wipe la pro player de mare verdură, de cei mai șmecheri player.
pentru că suntem... Da, și la PDB. Dar... Finală. Da, mă, m-au lăsat acolo, mă, să-mi bat pula pe... N-am văzut, mă, la... Și ei și-au luat după, și ei și-au luat după de la unul din ele vei. Pe weekend. Și eu mă mir cum să sunt eu, știi, după ce ieși patru oameni și te bat unul singur. Tu știi că eu acum realizez pe cine am bătut, de fapt, nu? Adică, eu m-am bătut acolo, ai unul pe patru la mea. Sunt playeri foarte buni, mă. Miau, hai să vedem. Uite că e zona lângă tine. Ce, a bătut frumos, mă, Buriane. Da, evită compound-urile, că lumea o să se bate pe compound-uri, gogule. Și singur, ești prost. Du-te într-un WC, bagă-te într-un undeva sus. Bă, ce mai uite aici sus undeva, du-te și găsești o cabană. Nu, să nu îmi las mașina gen undeva lângă un WC sau ceva, că o să știe că e unul singur și o să mă pușeze. Gogule, nu o să vină nimeni pe tine de atâta timp cât ai o zonă bună și de unde tu poți să tragi. Undeva unde să le fie greu să te pușeze. Eu prefer să... Ai aici sunt două căsuțe, mă vezi să ne-ai pe aia. Eu cred că am player acolo. Gata. Dar ce cauți aici? Dacă zi nu-mi scoate, e mort. Păi da, ești mort undeva, n-ai view bun. Tu vezi la 20 de metri în jurul tău. Mă, dar pe mine nu mă interesează să-i bat acum. Mă interesează să fac puncte, să stau. Păi eu te înțeleg, dar pe tine te interesează și să nu poți să-i lași pe ei să te pușeze. Să te pușeze, înțelegi? Da. Da, mă, ok, înțeleg, dar era close, acum... Uite aici, vezi dacă ai player aici sus, la căsuță. Nu cred că ai pe nimeni. Eu stau bine aici, păi, să mor eu. Eu nu vreau să mă uit, știi, nu mă interesează să mă uit în jur. Te pui și menții, Eduardule! Și eu asta vreau, de asta și vreau, mă implic să-i bag în scrie murtari, Buriane. Ca, uite, după faza asta lui Bulangiu ăsta i-a crescut coarne, știe, bă, nu sunt fraier, știi ce zic? Da, bine. Le cresc coarne, după aia să vezi aroganțe în ei, cu tare, hau-miau, eu asta vreau. Aud, dacă-mi vine player de aici, fac rotație mașini, eu nu deci, cred că nici. Deci fii atent, din dreapta înspre stânga, deci din dreapta înspre stânga e puțin probabil să-ți vină. Dai reflex, trebuie să înțelegi un singur lucru. Când vezi player, tragi, indiferent că tragi după ei, ca oamenii să știe că ai playeri acolo și nu vin la tine niciodată. Uh-huh. Eu nu să tragi, ei nu să duc. Normal. Tu trebuie să te faci anunțat în permanență. Deci nu contează, ei văzut, te tragi după ei. Ei nu știu că ești doar tu sau că doar care sunt playeri. Cap, da, studiază, studiază echipa. Dacă vine zona. Deci, după deci. Momentan, deci, când joci într-o finală, mai se uită lumea la mine fit și mai știe cât și cum, știi? Exact. Da, nimeni nu știe, normal. Atunci ce aș desea? Eu înțeleg ce zici, uite, faci rotație mașină pe aici și hai să zic dacă se opresc acolo. Tragi în pula mea. Și pula scot aici. Mark the location. Aici undeva, știi? Atunci stai ascuns, mă, băi, dacă în cazul în care... Păi stau ascuns, eu asta am zis. Păi da, dar nu stă... Dacă e vor să se oprească aici și tu tragi, nu se mai opresc. Tu te oprești undeva unde se trage. Asta e, că ei continuă să se duc pe ei, dar ține lucru, faci și tu. Ok, ok, deci vor mașini. Bun, te rotești. Ei, tragi direct după ei și gata. Unde te rotești? Aici te rotești. Na, are pe lere acolo și îl văd de la școală, îl văd de la școală acolo, Alin. N-are. Aici am pula mea, dar nu știu dacă am reach sau... Da, uite unde a pus Buriana. Dar fii atent, e mai de high ground-uri. Aici sus și aici jos lângă stradă, ai ceva încat la marcă. Da, uite-l văd acolo, uite acolo e un WC, te poți duce acolo momentan, bum. La marcul lui Burian. Vezi că îți aude mașina asta? Te rotești unde a pus ăsta. Da, du-te așa acolo unde a pus, și aici poți te duci, și aici un WC. Două marcuri, A sau B, hai. Da, dar acolo e high ground și acolo sigur poate să fie cineva acolo unde ce unde am pus eu. Da, aici tu ai...
Și du-te pe aici, uite pe aici, Nia, ca să nu te vadă de la casă. Cum spreci direct? Du-te pe aici, da. Pe niște căsuțe aici. Îți spun eu, Marco, până să te duci. O evită casele astea, iau prin stânga. Nu, op, 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 lotește-te invers. Du-te, 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 du-te! Du-te, du-te, du-te! Și nu te du drept cu mașina, repede. Poate stânga dreapta. Du-te, 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 dreapta ușor, dreapta ușor. Mai mult, mai mult, mai mult, gata că e WC-ul. Du-te, du-te, du-te! Du-te, nu te oprești! Cum te oprești? Hai! Acum trebuie să oprești, oprești la autobuz. Uite aici, uite aici la stația asta de autobuz. Bagă-te în stație, dacă nu. Bun, gata, dați un smoke. Dar nu ieși, nu ieși, nu ieși. Hai, nu ieși, că nu știi pe unde sunt. Trebuia să mă opresc. Da, nu, trebuia să te oprești acolo, dacă nimeni n-a mai tras după tine din spate, înseamnă că e liber în spate, reflex. Te oprești unde ești. Și îți dai un smoke, hai și stai în smoke, coborâte până mai vezi ce și cum. Ia oricum, e bine ce aici. Da, pe păi e greu, asta e faza, că a fost greu să se trătească. De la luat-o prin stânga, mă referam să, decât până să-i ocolească pe aia, de la luat-o total stânga. Băi, dar voi nu înțelegeți o treabă, mă, frate. Eu când sunt aproape de zonă, eu mă rotesc la marginea zonei. Eu nu mă coaie. N-am ce să stau să mă rotesc toată harta, pula mea, să mă duc la căcatul ăla de WC-ul. Eu mă apropii cât pot eu de mult de marginea zonei. Din partea da, mea. Da. Ascultă-mă, dacă tu... Sunt peste tot. Păi tocmai de asta reflex. Dacă tu ajungi într-un punct unde tu nu ai un pic de cover, nu ai un WC-ul, nu ai nimic, atunci ești văzut de toată lumea. Sunt mulți care rămân încă în afara zonei și se bat. Înțelegi că nu toată lumea se rotește când s-a dat zona. Că nu pot, înțelegi? Că sunt alții care încă se bat. Știi? Normal. Dar eu sunt într-o bătaie și nu pot să plec, că dacă plec mă bate ăla. Știi ce zic? Dar atunci... Mă aventurez mai mult în zonă, cu atât o să dau de mai mulți player, cu atât îmi iau mai mult damage. Înțelege-mă, când tu te poți duce și e niște case mai în centrul zonei, odată cu ce ai ajuns acolo, pentru că o să ajungi, dacă nu te duci drept cu mașina, îți spun eu că nu o să te dea nimeni niciodată jos de mașina așa cu crezi. E greu. Pentru că e greu să dai pe unul jos din mașină dacă el nu merge liniar. Voi ați văzut unde am ajuns, nu? Că n-aveam cum să duci la... Da, tu trebuia să-i ocolești decât pe aia prin stânga și după tot în dreapta trebuia să duci, dar tu te-ai dus total stânga. Păi tu n-ai de unde să știi unde sunt playerii cu aia, tu înțelegi? Păi tocmai da, asta e chestia, asta e ideea. E ușor să zici treaba asta, pentru că ai văzut din ce direcție trag, e ca și cum ai zice, nu e albă, e neagră. Eu, gândește-te la mine, cum eram eu în situația. Păi trebuie să fii creativ, mă, bulangiule, că nu e, auzi, târgul din, cum era, dacă asta nu e ca ăla din piață, știi ce zic? Da, trebuie să fiu creativ, să, pula mea, să... Bă, Ali, dați să dăm un match, că eu n-am jucat nimic. N-am jucat nimic. Că avem timp. Da, o seama, este, no? Multă lume, de ce moare de pec? Da, dar el cum, dacă se ducea în zona unde el a zis, acolo aveai player Google drept, cum ai zis tu, să te apropii de zona. Că de acolo s-a tras. Tu aveai toată fața a fost plină de player. Tata, în fața ta a fost mai player. Mă, au fost peste tot player, într-o parte, în altă parte, ești singur, tot player. Bă, nu reflex, ascultă-mă, ca să-ți explic o idee, fete. De ce multă lume moare? În primul rând, în momentul în care tu ți-ai pus mark într-un loc, tu te duci acolo. Pentru că dacă tu te duci în altă parte, înțelegi, zona e mică, sunt mulți playeri, înțelegi? Tu poți să dai peste alții care te explodează foarte ușor. Băi, te-ai dus, ai pușat acolo. E scurt. Înțeles? Da, dar ai văzut că erau playeri acolo, nu? Nu, la WC-ul tău nu aveai. Nu erau. Tu aveai la copac, erau lângă mașina explodată și dreapta la case. Pe unde ți-a pus Alin Marc să te duci pe lângă casă să eviți casele alea. Înțelegi? Poți să te uiți și la tine pe filmare, să vezi că nu a atras nimeni de la WC-ul ăla lângă mine. Și dacă ai ajuns în stație, nu ieși din stație. Adică, tu, ascultă-mă, tu te îndreptai spre stație, da?
de la un moment dat nimeni din spatele tău n-a mai tras în tine. Asta înseamnă că spatele ți-e curat. De ce pula mea ieși din stație, să te duci după stație ca să te duci alt, să te bată altul din altă poziție? Pentru că am crezut că poate să mă vadă. Dar cine să te vadă dacă nimeni n-a mai trecut tras? Din dreapta ta, nu? Da, din dreapta mea am crezut că... Dar mă vedea. Bă, mă vedea. Deci, omul trebuia să mă pun pe burtă. Puteai da, să te pui pe burtă, că aveai mașina acolo. Sau puteai să sari pe scaunele din... Puteai să sari pe scaunele din stație. Da, dar mai bine riscai așa, să-ți dai un smoke și să stai în continuă mișcare, știi? Altfel era... Da, mă, frate, dacă văd nu am putut să mă duc la numărul ăsta și asta, pentru că v-am zis eu. Watch out! I-a dat finish. Dar oricum, a fost GG. Pentru faza de la Pocinchi, GG. Înscrim, e antrenament. E antrenament, bobule. Hai, se pare să moară. Da, am văzut că te-a schimbat. El oricum, nu știu, pe prima variantă cum jucați voi cu joystick cu mare temie și foarte greu. Asta să știi din urmă. Da, casele astea din față de aici. N-ai cum să te miști repede cu joystick cu mare temie, trebuie să faci mișcările mari. Da, o să mi-l bagi polbă în lobby. Să vorbim treaba aia. De ce? Părere el. Vezi de ce părere el cu, dacă rămâi ultimul viață și ce trebuie să faci. Ei, cum ți-am spus eu morții mătii, că eu cu el mă vorbesc. Că eu l-am întrebat, îl întreb, de toate îl întreb. Eu și studiez. Cum Dumnezeu îi... Un om vine acum să te ajut. Poți să-l pușezi. Doar unul e aici? Da, 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 doar unul mai e în stânga. I-am prins, fac. Nu s-au gătat gloanțele pe bere. Mi-am schimbat eu. Buriane, să țin, tu ce zici, să țin joystick-ul în drept cu unde, de obicei, de unde încep cu degetul sau unde țin degetul sau... Nu, pe mijloc, pe centru, pe centru. Eu l-am sus. Unde apeși tu să fie pe centru joystick-ului. Deci unde apăs eu, acolo să fie joystick-ul. Da, exact. Unde e ai prima atingere. Deci, fii atent, uite-te pe live să vezi unde am prima atingere, că nebunești. Păi nu pot să mă uit acum, că am și accesul vital. Hai că player. Ce face la Free Fire? Că prea șmechere el. În triple, mă? Da, 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 unu. Și unul dacă nu mă știu, trebuie și acolo în căsuța mică. Te-am prinsit. Nu mai găsesc foaie. Joacă-te pe a treia variantă să știi ce greu e acolo, dar și după ce îl găsești. Tu nu mai ai treabă cu el, nu? Bine, e greu că o să apeși pe lângă mult și a sărit jos ăla. Bravo. După gard nu cred cu aia. După gard așa-i fost. Stai că nu-i și eu, Buriana. Vezi că-ți vine pe aici, că-ți vine pe aici, Buriana. Știu. Eu a venit și ăsta din casă. Vezi că-i și mirea pe aici. Mark the location. Poate mă retrag la tine aici, după asta. Ne-am avut ce să-i mai fac. Vezi
Vezi că n-am să-mi dau de viață. Am doar bandaje, până le dau pe astea. Nu știu ce asta. Te retragi în spate. Ai busuc la tine. Am. Retrage-te în spate. Sau te ține prea să faci viață. Băi, coi. Ce drept aici? Băi, nu poți să-i dau în față, coi, ești nebun? De la movement, ai să mori. Băi, nu puteam să merg în față, ești retardat. Ce ai să mai pe la aia? N-am pus să ai, bă, pula, mor. Vezi că ne pușează și. Nu contează. Rămâi acolo. Orice îi, te tragi pe partea mea. Cred că vreau să-mi fută grenadă. Ba nu, cred că vreau să mă pușez amândoi. Gata, vii pe partea mea aici. Așa, fute ușa aici ca să vină aici. Bă, străi, mă? Băgame și pula morții mei, uite l-am auzit pe unul aici. Hello. My friend. Uite că dă-mi pula, my friend. L-ai făcut pe analiz și te-ai întors. Nu, era ochii mei în sungă sus, futui morții lui. Probabil, da. Pe live l-ai văzut gen când am uitat în dreapta. Se vedea la mine pe ecran, nu? Când mai începe, bă? Ia vedeți. Vulcane, vezi să fii atent, că mai avem. Eram atent tare pe ăla de sus, că l-am auzit sus, știi? Eu nu înțeleg de ce ai așa sus joystick-ul, că de aia nu poți, pentru că ți-am spus prima variantă ca să-ți facă caracterul în permanentă sprint, trebuie să faci mișcări lungi, adică deci să te duci în stânga și în dreapta cu degetul mult. Și trebuie să-l lași jos, în jos, gen. Gen mai jos, că... No, doar dacă te pui pe a treia variantă, că acolo trebuie să miști puțin și îți răspunde caracterul în permanentă sprint, știi? Și dacă mă pun pe prima variantă? Pe a treia. Ai, de pula mea, păi trebuie să fac tot ăla. Numai că... Pe a treia, dacă apeși pe lângă joystick, se-ți mișcă camera. Asta te va fute când stai la perete, când vrei să ieși la geam sau te retragi. Da, dar e mai bine în genul în principiu, nu? E mai bine că te miști pe aia. Hai. De că gen nu ai nevoie. Bă, stai că am ajuns de oră de zi. Ah, mă duc să mă. Nu mi-ai văd să-mi bag pula de mi-ai văd. Și eu, oboțit. Bă, dar eu tare sunt de părere că pe a treia variantă e mult mai bine. Păi, ui, ui. Mai va fi greu până te înveți că poți să apeși pe lângă joystick, dacă apeși pe lângă joystick. Trebuie să stai bine cu nervii ca să vezi pe varianta. Trebuie să stai bine, o? Bă, care m-a dat-o? Bă, ești nebun? Dar după bine, nu? Da, mi-a întâlnit, sorry, era rău. N-am mai avut treabă. Și tu ai joystick-ul mare? Aaa, undeva la 100. Mă lăgam pe 80 în ei. Nu e mare. Destul de mic. Nu ține că... Nu ține... Așa... M-ai supărat și eu. Dar nu sunt supărat. Bă, dar nu mai avem scrim? Păi ba da, de aia ți-am zis. Ca dat ai deal. Ha. De mult? Mate, aici și ne dăm grână. L-a dat de mult? Nu, acum l-a dat. Acum l-a dat cu aia, oricum, 10 minute. Mă, ce bine trage ăla. Băi,
Așa te. După tu. Marked a location. Ieșim. Se batem pe toți, cum mai sunt player, nu mai sunt player pe aici. Și faze că trebuie să ne antrenăm, știi unde trebuie să ne antrenăm, pe sinergie de bătaie. Cum? Să nu te bați niciodată singur, să așteaptă-l pe ăla, știi ce zic? Da, da, acolo oricum eu am greșit, că te-am spus, am vrut gen, știi, să stau pe geam, în crouch, să-i fac pic, să trag și... Nu, la băcinchi? Da, și am ieșit de tot pe geam. Bine, nu mă gândeam că tu faci chestia aia, știi? Ca să-i zic că de altfel îi ziceam lui ăla ține-l pe stânga, dar eu am zis să țină poziția cu dreapta. Nu că gen, stăteam pe geam, îi făceam amplifier și în caz că, da, era irrevelant, n-avea cum să-mi dea nou. În mod, era, nu știu dacă are cum să-mi iasă amplifier la dar și eu de multe ori să arcă geam. Dacă mă punea în noc, știi, dacă mă punea în noc, rămâneam în casă, știi, asta nu-mi luam finish, înțelegi? Asta era, da, așa am ieșit cu tot afară și, dar și nou cum am ieșit, nici n-am băgat de seamă și... Nu ieșim? Să intrăm să joci? Da, băi, nu ieșim! Haide! Reflex! Băi, s-a dat mă aia, ieșim? Bă, dar nu mă puteți băga în grup. Bă, reflex, nu mai trage în morții mătii de copil prost. M-auzi? M-auzi? Doamne, 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 cu cine sunt, doamne? Băi, băi, vreau să vorbesc cu tine, frate, și tu ești prost. Doamne, nu mai determinația în parte. Haideți, viți-l mine ca să... Băi, dar te întreb de 20 de ori ceva, frate. Și nu-mi răspunzi. Bagă-mă și...
Bă, viețile mele, am ieșit din, din grupul nostru. Glodmoloz ăsta, cum îi zice, Bloodline ăsta. Nu mai pot să intru înapoi în grup. Eu am fost creatorul grupului și nu, am dat ignore the group, așa am pus la Messenger. Mai pot să intru înapoi sau să mă bage careva înapoi, mai pot? Cum pot să mă acau? Țiber, dăm să beau ceva de acolo, să dăm că mi-e foame. Mi-e sete, mi-e foame, mi-e de toate mie. Țiber, ai joci PUBG și tu. Mama, să moară familia mea dacă nu... Vin ăștia de la caracterele de aici, de în joc, ăștia de la Unic, vine să ne facă sarmale. Și curat în casă, să ne deschidă aici viitorul. Și eu joc PUBG, eu n-am voie să joc PUBG. Te rog, îmi dai și mie să beau de acolo ceva. Hei! Mă! Du-te acolo să beau și eu. Sibel, da. Dă-mi de acolo așa, să beau și eu. Să moară familia mea de acolo. Uite așa, sorry. Fugi pe ei, lasă-mă pe mine, uite pe ei. Mă, nu-și de amici, nu-mi rau. De când faci când nu mai donează nimeni? Ce vrei, vieță la... Dacă nu mai citesc mesaje, numai astea, mă antrenez de-n drag. Ce-mi place. Hmm? Da. Ce luat, San Martino? Mhm. Locurile și... A, uite cum sărim noi, sunt varianta asta, fetam. Dar bine, sus. Cărămida asta o iau eu. Aici, aici și aici. Gen, unde e cel mai mult loot, știi? Mm-hmm. Practic, cărămizele, blocul mare. Mergeam pe cadă, foaie. Nu mă mai duc pe cadă. Nu-i pe linie. Eu în general vreau să ne întâlnim să sărim. Vrei să iau eu casele astea de aici? Care vrei tu, da. Dar noi așa sărim, eu aici săr, eu aici săr. Da, nu sari pe cărămidă. Ba da, pe cărămidă, ce ai acolo? Stai, unde pula mea? A, asta e cărămidă. Ba da, ba da. Nu. Eu mă duc cu Vulcan. Hai, dacă mergeți, Vulcan, mă duc. Mergeți doi pe un bloc? Sau cum? Păi, Alin se duce singur pe blocul ăla, poate. Aha. Păi pe cărămidă asta, dar mai este o cărămidă și blocul de campat. Asta zic, mergeți cu fiecare pe câte. Aici mergem. Nu știu atunci? Da? Da. Ok. Stai. Vulcane, ori albu, ori cărămida, te împarți cu ăsta. Ok. Boreane, unde te duci? Da. La căsuțelele, nu, la căsuțelele de lângă cărămida, de lângă prima cărămida. La aia albă și peste drum, nu? Da. Păi mă duc direct peste drum. Mai e cineva? Nu găsesc. Păi nu văd pe nimeni. Nicio. Aici cu cine o să sari la... Când e jos la scrimuri cu terror. I-am bătut. Ei, s-am bătut.
Când ne-am bătut? Dar nu știu, am bug, băi. Coai, nu mă bag în casă. I-am bătut, te-am scos afară. De la lag. Mă auzi, bă? Deci... Da, da, da. Îți vă pus în parașut? I-am aruncat afară din San Martin. Te vine, vrem. Te înțelegi bine că e sau nu vrea? Nu. Nu, adică bine, am jucat, am jucat cu... Cam cu broccoli în aici. Da, 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 i-am dat afară de aici. Aici suntem noi acum. Tot îmi place mai mult pe cadă. Când, când ne-am scos afară, mă, de aici? Le-am prins, le-am... L-am prins pe unul aici, chiar aici, cu mine a sărit. Aici e cărămida lui, știi ce zic? I got supplies. I-am zis, frate, am venit acasă, dă-te jos, te pula mea, aici e a mea acum. Dar bine, n-am fost obraznic, știi ce zic? Ne batem pentru loc, pula mea, acum. Asta vreau, știi ce zic? Să știe lumea că suntem noi pe aici, să știe. Vezi cum știi tu că e terorul, nu? Așa o să știe de bălâ. Orașul nostru, ai venit, te-am pus în cap, bătem, pula mea de aici. Știi ce zic? Da, da. Mark the location. Când erai unicul pe Europa, nu mai vedeai pe nimeni pe aici. Stă hațiză acolo, hațiză, sare cineva hațiză? Nu. Săr iau băieții de la MVP. Aia sar și... Doar doi sar în hacienda, doi fac un split lângă. Vulcanul din 4. Dacă sare unul hacienda. Hmm? Dacă vine unul hacienda. Dacă și poate și tot. Sare unul singur în hacienda. Dacă găsiți scop bani, joc-i în 24, viților. Sau care? Am eu... Aaaa, păi de ce n-ai zis, băga-mi și pula în crotou, stai. Scop mare și dau. Bine, în general, orice scop îl prestez. Mă duc să lutez vierurile. Trebuie să dau de 6? Nu, 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 de 8. De 8. Deci, că puteți să-l puneți ăla de 6. De da, de 6 dacă îți trebuie pe automat. Am de 4. Am, am de 4. A, îți dau, la schimb. Nu, 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 cam am și de 4. Am încă jucă cu Carol. Da? Jucă cu Carol, că am găsit care și 8x. Ia de mini 14 sau ceva, dacă e. Păi, sau facem skin dacă vrei. Da, facem skin, că facem. Eu am M24. Păi și eu am un car. Te găsesc cu mine pe aici. Dacă vedeți voi. Dacă nu mă înșel în casa asta. În casele este marked două location. Watch out. Atunci, cum vrei tu. Îți dau M24 și eu mini, dacă găsi mini. Nu, no, nu, nu, lasă că-l iau. O iau eu. Gata, l-am găsit. Mă vezi ca un bot cu aia. De la moment. Nu pot să mă mergi. Încă un scop de 4 la mine, cine vrea? Scop, dar scopul ăla de 8, cine-l are? Eu doar am pus pe urmă acum. Încă două forțele și un scop de 4. Mamă, cum e zona cu aia, dacă luăm muntele la forță de la... Bine, dar trebuie să ne rotim deja atunci. Unde e Patrick? Nu am nevoie de o vestă de 2. Ce eu, că nu-ți... Păi, cu muntele ăla e sănătos? E forță acolo. Am un buff ăla dacă am putut rata acolo, nici nu știe. Da, e vreo. Tu zici... Mamă, eu am surpresat pe M4, mă, cavăș. Am mai și gura voastră. Da, am aici mașina de nasă de 4. Vestă, nu... Vestă de 2, dacă nu știu ce. Mamă, nu halez verticalul ăsta, nici să-l iau în pula. Extend, vreți careva? Simplu. Ia, mă, ce nu trebuie. Am și eu extend. Băi, mi-e întrebi, ce, dă-ți mă fut, mă, ce, nu ești în stare să-l ții pe vertical de col? Da, mă, dar mai bine decât nimic tot ăla. Da, da, altfel sună un angle, frate. Pe ce, pe spray? Sau thumb grip. Light grip. Mi-e light grip, îmi place. Light grip-ul e cel mai prost. Voi sunteți nebuni, fiecare grip te ajută într-un fiecare scop aparte. Și tu care zici că e cel mai bun pentru spray? Vertical. E ăla e special pentru spray. Angle-ul e pentru mid și close. Half-ul e numai pentru close. Light grip-ul când tragi din mișcare. Dar eu cu body open? Nu, mă, e pentru când tragi din mișcare. Tot în training. Bă, uite, ăsta mi-a luat bug-ul.
Păi eu merg cu bagiul, am zis, și merg și cu mașina, ca să mă rugă în față. Deci trebuie urmă dacă tragi din mișcare, să tragi pe loc. E altfel de recul când tragi și te miști, în caz că nu știi. Păi da, se mișcă să te-am. Ai, l-a găsit vestă? Nu. Eu. Adică și tu. Ai de unu? Adică, ba nu, am de doi, am de doi. Am găsit, nu, am unu. Hai să ne răspundem. Bă, du-te, ia-l pe handicapat. Bă, ia-ți-mă orice acolo, tai din gură. Păi nu, am nimic, bă, da, mi-a spus, mi-a spus, bă, dar nu știu cum să fac eu. Ia-l de unul, eu sunt tot de unul. Alin, l-am luat și-l am frat lui Alin. Combinație. Mamă, ce trip am făcut aici, orgasm. Da, tu ai vertical acum, Alin, că-ți dau eu un angle, îl dau de pe start. Am angle, am angle. Eu nu știu, te-am luat și muntele ăsta sus, aici. Ăsta din stânga? Da, ăsta deasupra de corp. Dar nu știu cum să urc pe el. Ăsta dacă... Să arăt eu, aici în față, te duci în față în 235 și te oprești jos la bază. Mamă, dar e forță ăla, dacă te poți urca pe ăsta de aici? Da, aici te oprești. Enemies ahead! Du-te mai în față. Deci dacă te urci pe ăsta ești numărul 1, să-mi bag pula. Aici am câștigat eu două scrimuri fără să mă bat. Am murit de zonă. Hai sus. Bă, să mor tu că te poți urca pe ăsta. A, da, mă. A. Bă, veniți în comun. Aha. Na, păi bine. O, mâncați și pula ta, buriane. Bă, blante verzi îmi pram, doamne. Aaaa, păi ești numărul 1, Buriane! Bă, dar bolovanii ăștia când pula mea i-a pus aici? Că nu erau. L-au modificat, mă. Nu, și aici, cine te bate aici sus? Bă, cum te urcam, mă, mâncați și pula ta? Trebuie să sari pe bolovan. Sari acolo, pe bolovan, să-ți faci emotul ăla. Nu, aici. Watch out! Ce-i pe acolo? Păi ce-am venit? No, hai să-i facem. Hai, facem kill-uri acum, mă, că m-ați spus la bani. Eu nu știu cât de puțin ca pe ăsta, mă! Watch out! Bomba, mă rog, mă rog, mă. Băi, vezi că ai căzut jos, Alin, pe aici trebuie să urci. Uite aici unde se urcă. Nu mai poți să urc, nu? Nu, pe aici. Eu nu știu cum pula. Da, cred că trebuie să te duci înapoi. Nu știu dacă mai poți. Dar rămân aici, dacă e. Dar numai că nu mai pot să mă rotez cu voi, pula mea de pula. Du-te. Hai, trebuie să te duci, te rotești tot muntele. Să ajungi la reflexer. Bă, ăștia trebuie să aici, la casă, lăsă-le jos. Da. Dar cred că e doar unul. Nu uite, mă, că mi se apare notificare, băga mea și da? Pula în ea. Nu, mă, dau... Suntem sus, oricum. Da. N-are, n-are ce să ne fac. Nu, că ți-și pula ta, vezi, dacă ești pe meleaguri străini? Alin, tu ești sus noi? Unde ești? Du-te oricât pe muntele ăsta, la alb, Alin, și stai singur pe ăsta. Unde a căzut fraierul? Da, aici, de sus, am aici. Watch out! Hai în spate, hai către noi și du-te tot în față și urcă-te pe ăsta la altă. Mark the location. Mașina de aici, să moară. Mașina și motor aici. Două mașini și un motor. Și uite mașina acolo. Nu mi-ai dat nici, dăm scopul, aruncăm scopul. Cum? Nu, cum mai iau scop? Când trec, vedeți că sunt acolo. Nu, ok. La benzinărie oricum. Hai, vă pe jos, îi văd nou. Mark the location. Nu, da. Bă, să fim atenți acolo, în spate, că poate să nu bată mai rog să mâncava și... Nu irandează de acolo aici. Aici, pe colț, nu irandează, Vulcan. Ah, ok, ok, ok. Poți să le spari drogile dacă vreți. Nu. Vedeți că era unul acolo, nu mai irandează pe ăla. Nu mai irandează. Nu trage, că eu sunt pe jos, vai de pizda mea, sunt pe aici. Că dacă dau de un scot pe aici și apă lângă blocurile astea noastre, apă lângă blocurile, vrem să parcă oază. Eu vin tot muntele, ca să vedeți cât de prost sunt. Uite mașina spate, am mașina spate aici. S-a oprit pe trângeva, cred. A, ba, nu s-a oprit. Nu, vine. Se duce în jos. Nu, lasă. Se duc. Oricum trebuie să ne rotim și noi, nu? Mamă, tirea dracu de zonă. Bă, când avem noi zonă forță, nu pică, bă, nici de-a dracu. Rotez și ăștia de la benzinărie, hai să-i spargem. Dragă ăștia, bă, dar noi hai să-l ținem pe ăsta cum pleacă de aici. Ăsta cum vrea să plece. Ăsta e frictil din cea de jos, de la căsuță. Ce bătăie de la benzinărie?
Vrea el să facă pe șmecheră, dar nu știu de ce că e singur, săracu. Încă mai suntem în zona, acum cum ziceți și voi, dacă vreți să facem early rotating, bam bam. Bă, treacă, 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 faceți mașina. S-au băgat în munte. S-au băgat în low ground. Da, vine, vine, vine. Păi dar oricum ei nu poate să urce, numai pe acolo poate să urce, Vulcan. Cred că... Poate să urce mașini. Te bată ăștia, l-au pușat pe ăsta. Am vrea să nu se răcie. Haide! Unde e pula mea, că nu mai știu pe unde va cerca. Watch out! Acolo, mă. Knock aici? I-am dat knock, cred că l-a la singur, săracu, vai. De pula mea îmi fură la kill. No, bine, dar așa am știut cu aia. Era să cadă pe mâna. Mamă, ce sărăcie. Sunt ăștia jos, mă, băgăm ei și până rasele lor. Sunt jale pe bronze, coaie, mai am 100. Îți mai dau și eu. Eu am 200 și am dau ori. Oricum, pe ăștia nu trebuie să răsați. Ce-a lăsat? Nu, nu. Păi nu, îl ați trag cu pistolul de pe aici. Uitați-vă, mă, cavași. Băi, pe unde m-ați băgat? Am, pe aici. Dar eu n-am mai fost în viața mea aici, degeaba, rădeți că mă fut. N-am mai fost cu... Tu ai mercat? Ai mercat tu pe aici vreodată în viața ta? Să moară măta! Da, dar nu erai modificat, că pietrele alea nu erau acolo. Păi de bără, bără! Păi Curiane, crezi că trecea unul? Aaaa... Ăla trebuia să-l ard în coaie. Nu, că mă uitam în sus. Watch out! Dă-mi scopul ăla, bă! Watch out! Dă-mi scopul de 8. L-am lăsat pe ceva. Vezi că zări. Ai ca scopul de 8 sa ti dau bagat. Stai aici. Uite masina in fata. Enemies ahead! Stai jos. Ia spar bulangie asta. Uite pe aia nu pune. Cel furat. Cât drept cum trebuie sa-l luam. Ba masina in spatele nostru. Nu mai vreau curat mașina. Bă, nu cred bulangii ăștia, mă. Uite player acolo, player acolo. Să știți. Nu, că buggy nostru tot aici. Un buggy, da, nu știu, mașina. Bulanțele ne-mi dai și noi? I-am uitat pe aia din spate, alo, ăia sunt importanți, nu ăștia. Mamă, câte smoke-uri. Ăla, acum, dacă ieșeam, nu... Uite, jos. Mark the location. A luat kill-ul ăla. Marked a location. Not. Bravo. Stai finit. Am dat. Bun. Mai unu. După piatră. E să ce zice. Avem aici la... la... Are capul ăla de pe piatră? Ne-au furat amândouă mașini, mă, mâncava și pe... Aici. Nu, buggy mai. Gata, unul rămâne. Ascăr, îl ajut eu. Îi ajut eu, Alin. Doi acolo. Watch out! Să rotesc, mă, uite! Eu nu-i văd dacă nu-i pui mark. Da, s-au dus un microbuz. Nu știu treaba asta. Și nu prea mai avem glonțe. Nu mai trebuie, vrei să mergem? Mă arde pe mine gloanțele alea. Le-am dat câteva acum, da? Am pierdut. Dar cam trebuie așa puțin, că mai am 100. Hai să ne rotim. Dar nu ne mai batem deloc acum, nu unde trebuie. Mergem, luăm zonă și vedem acum. Hai să coborăm în zonă, că e grele. Hai să ne fac aici pe jos? Nu e mai nimeni, că s-a rotit blonge. Dar nu mai avem mașini. E dai decât buggy, nu mașini. Nu mai avem nimic, bă. Ne-au luat toate mașinile. Nu, mai bag în spate, Alin. Hai de pe rând, ne aducem unul lângă. Tata, și mă duc în zonă. N-am. Hai pe rând, pe rând. Hai reflex. Ia-l pe reflex și du-te în zonă cu bag. Hai reflex. Poate și du-mă pe mine, dacă vrei, până undeva. Era să-l bubui pe ăla cu aia. Era în fumă acolo la casă. Watch out. Mai ai grijă cum te duci. Trebuie să nu mai trag deloc, că nu mai am glanțe bine, decât dacă văd așa. Îi bate în open, îi bate aici. Vezi că îi bate în poștia. Câte glanțe ai reflex? Sunt open aici. Mamă, Lux.
Ia-l, Buriana. Mai e unul. Vezi că trage din spate lui. Mark the location. Vezi că mai e unul aici. Da, știu, ar trebui să... Hai că mă duc, nu, mă duc după... Du-te, nu, ia-l pe spate. Haide. Intră că mă am motor la curge, nu fug acum până zonă. Ai motor? Vreau să-i dau cu granada, mă, ne-am rupt. Ia mă și pe mine dacă ai. Vin imediat. Ai motor, mă? Granada ne-a pus numai arpe. Watch out! Da, hai să-l pușăm pe ăsta și te luăm microbuzi. Nu avem un patrobuz. Ori... Vin, mai vin apoi sau riscați acolo? Nu. Noi riscăm aici. Mergeți voi de măcar. Vezi mașina aia în dreapta acolo? Uite-te în dreapta acolo, am văzut mașina în dreapta. Nu-i nici. Bine, și luați și mașina, nu? Mă, gloanțele alea verzi pe aici, așa nu e? Cred că se rotește deja cineva. Hai să mergem. Hai să luăm mașina. Ne oprim aici, așa, ia vezi, ia zi. Vers. Watch out! Hai. Aoleo. Suntem, știi cum suntem cu asta, Vulcan? Vezi că e foarte puțin în dreapta, frate. Da, păi da, dar ce vrei să fac? Deci opriți lângă zona, că fugim pe jos dacă... Ceva. Aici da, liber la noi? Liber la noi, third party, dăm. Dacă avem ce third party. Dar ăla se bat. Watch out! Bă, da. Pe dreapta. Veniți pe aici și apă, îndrept cu noi. Watch out! Dacă veniți, e ok. Uite, intră în casa, a intrat în casa. Mark the location. Deci pe munte sus aici. Suntem în cealaltă zonă. Da, dar nu trec cu mașina asta, Vulcan. Nici eu, n-am șansă. Măcar să mai scoatem din ăștia drept. Hai, să-mi bag pula. Vino repede. Băga-mi și pula în familia lui să-mi bag. Hai să mergem noi mai până. Aici, mă, ce faci? Vino, dă-mi revive, nu mai trage de timp, măi. Am dat multe hit-uri la urmă. Da, mă, nu știam dacă am cover sau nu. Mamă, ce cover, da. Băi, zici să-i dăm în zonă, direct. Da. Ia bag-i până fac viața, hai. Măcar să fie cu noi. Îl aduc acolo sus, mă duc pe jos. O, de mică zona tare, gogule. Uite, avem aici niște case, aici avem niște case. Uceți-vă, uite. Mamă, să rotesc ăsta. Bă, plecați în zona pe aici, după aia nu mai ajungem nici noi. Ia-ți-l pe reflex, du-te. Ia-l pe reflex. Vine în gură, Buriane, ce i-ai dat-o lua ăla să moară, fac. Faceți rău aici și... Vulcan, hai să mergem jos, ne ridicăm să ne batem iar cu ăștia și luăm baghi, ok? Aici, Vulcan, hai cu... Vulcan, vine cu mine. Nu, Vulcan, fii cu mine. Oricum trebuie să-i lutez, că nu mai avem gloanțe, nu mai avem nimic. Dăm câteva gloanțe, Vulcane, dacă mai... Glaciare, dăm 40, 30. Mă, aveam, bă, cu aia. Ma aveam e trist și ăla. Vreau pe bun lucru ceva. Hai, ia mă. Dai din zona. Unde am pus Marco? Dar pe aici, pe sus, pe aici. Hai, măcar. De repede pot ajunge. Ușor, fără boost, ușor. Dai, mă, că nu ești în zona, mă, fătu-ți gura, mătii, mă. Dai, că de-aia m-am dat jos, am scapat. Watch out! Las! Watch out! Mergeți. Nu, noi suntem în zona aici. Mergeți, stați acolo. Vă vine din spate. Normal. Ați murit, uite-l jos, Vulcan. Vulcane, vezi că e în spate. Aici, o să-ți vin aici. Fii atent aici, să-i scoate pe ăștia. Fă-ți cover cu buggy. Ce ți-am zis, Vulcane, trebuie să fii atent aici. L-am auzit pe ăsta deasupra mea. Oricum, Gigi îmi place. Dacă veniți și voi acolo aici, dacă nu vă opreți, aici v-ați oprit. Dar nu, ne-au amândat jos. Ne-au oprit ei, noi nu am vrut să ne oprim. Hai, Vulcane, hai să mergem acolo.
Tu ai zis prima dată că de ce te-ai oprit aici când ești în zonă? Păi el s-a oprit acolo, da. Asta, păi după aia îți dai seama că v-am bătut când am văzut. Da, păi el s-a oprit, battle, Dumnezeu de prost. Păi m-am oprit să conduci tu, bă, că mi-ești pula în tine. Nu știam. Dar tu de ce ne conduci? Păi, pentru că mi-ai zis să nu mai conduc. Păi mi-ai zis să nu mai conduc. Nu mai conduc, să muriți din cauza mea, că conduc tu. Aaa, pula, păi tu să vrească să conduci, mă, în orice, mă, foaie. Ce? N-ai alternativă până la conduci, te duci până în zonă, hai. Păi am avut alternativă. Ce? Să-l las pe el. Păi da, dar tu te-ai oprit în afara zonei, v-au văzut ea și v-a dat jos când v-ați urcat până astea. Zero. A trecut o secundă. Măi, am putut să trebuia să ne dăm drumul jos. Când să vă vadă aia, să vă dea noc. Dar l-a picat și pe el din mașină. Bombardieri, băieți. Poate pe baghi, ce v-a dat jos. Dar mă, că aici toată lumea trage. Dintr-o gamer unde să nu trage. Tu ești cel mai mare prost, mă. Bă, ieri, alalter, mă joc la Scream. Și o iau în față și arăt, pul Marco acolo, acolo mergem. Indiferent de situații, ne batem, era zona mică. Și ce zic? Păi era Angel. Și ca să iei zona cea mai mic, da? Bă, frate, eu ajung în zonă și eu. Și pe el îl bate lumea pe drum, bă. Ai ce spun? Vezi pe unde sunt, călgesc jos la casă, că eu pe unde trec, spun pe unde văd player, nu? Ca să nu vii și tu în ei, dacă eu scap, gen. Oricum n-aveam ce să faci cu aici, pula mea, despre ce vorbești? Dar nu mai merge pe concepția asta. Dar cum să nu mor? Unde am fost noi, tu n-auzi eu cu Vulcan, acolo eram în zonă. Păi știi cum ai murit? Păi eu am murit pentru că i-am spus la Vulcan că avem doi player jos, dar el nu știu ce-a vrut să fac. Da, și eu trebuie să ne iei. Și-a trebuit din spate. Păi da, tu n-ai ținut nici pe aia din spate, gen, trebuie să te focusezi pe ceva. Păi l-am auzit pe ăla de sus și am zis, bă, păi să mă întorc să dau rost. Și m-a venit prost, frate. Lasă-mă, bă, nu e problemă, mă, frate. Atât timp cât e constructiv tot ceea ce facem, e ok, eu mi love you, you love me. Ce pula mea. Dar nu mai avem unul, nu? Mai avem unul, da. Și ținem cu, și ascultă-mă, Și tu gândește-te că tu joci cu playeri buni. Îți dai seama. Tu ești prost, au luat 2-1 pe Europa, cu ăia, UK ăia. Joci cu bombardieri, cu oameni buni. Bă, cu toate că sunt boți în sinea mea, că eu văd boți, n-au. Da, cu noroc, cum am făcut, cum l-am făcut, sunt locul 1, știi de? Părerea mea că e mai ok, am și cam optat tot timpul jucate cu centrul zonă. Auzi-l pe Clau, a venit Clău W, ce zice așa. Place la băiatul ciorbare încălzită, dacă ciorba e bună. Mai mănânci o dată din ea. Ti-te-a zic? Oricum, bă, Gigi, nu-i prea W, ce omoră, mamă. Atât timp cât tu faci un kill și ești cu un kill, ești bine, să înseamnă că ești bine. Ai înțeles? Tu n-ai văzut că noi rupem orașele? Noi, dacă sărim, unde sare cineva cu noi moare. Nu rezistă. Ce-ți spuneam, am sărit în seara asta, am murit de o dată în oraș și de două ori am bătut pe oricine am prins. E ok, e bine. Dacă muream de două ori și câștigam o dată, era problemă. Momentan. Bă, dar ce bine treabă aia, frate. Gâvâi și sport. Te pup, Claule, te pup viața. E bun dracu de copil, ce vrei, trebuie să... Nu? Na, ce-am să zic? Reflect? Da. Deci tu tag acolo și vezi ce e și acolo și acolo și acolo și acolo ce-i spune. Abonene venit în squad la voi? Nu. Nu avem în general. Da, mă, știu.
Nu e, nu e cu noi vițelele, mai avem nevoie de un om la scrim și am luat și pe el cu noi. Că nu avem om, la. Până vedem ce mai facem, cum mai facem. Te pup, Gabrielul meu, te pup, vă pup pe toți nebunii mei și vă mulțumesc din suflet, mă, că sunteți aici. Bă, facem 1500 de like-uri, suntem 888 de oameni, să mă bată mama, dar nu forțănat-o. Sper să nu mai e. Să nu mai mâncăm lais. Ce să mâncăm, mă? Nu, îți dai să... Nu, mă, nu. Nu, mă, nu, că oricum acum, Claule, suntem al... Nu că suntem, suntem tot, dar... Vreau să-mi iau antrenor. Ne luăm antrenor, altceva. Vreau pe bune, pe bune, pe bune, să trag tare. Și în fiecare zi să ne sunăm, vorbim, suntem... Tu ce tragi? Unul cu altul aici. Altceva. Care nu e cu noi, e împotriva noastră și cam atât despre mărgini, știi ce zic? Le inclin cu sensibilitate la canal, da, viața mea. Nu vine Borean Movie, ține-le, că am vorbit cu el mai de mult. El are, are altă echipă, are altceva în cap. Ce ziceți? Că îți strică lumea aici, îmi face spam să te băgăm cu noi. Să fii cu noi! Dar cine ți-a zis că am echipă? Nu ai echipă. Păi vină cu noi, fătu-te în gură. Hai vedem dacă nu convine, vine. Ce să-ți convine, mă, că ăștia sunt tancuri rusiști? Îi trebuie, știi ce le trebuie? Să mor, să le schimbi uleiul, să astea, că duci mult cu ei. Am spus, mai jucăm, mă. Da, mă, jucăm. Joacă. Nu, auzi, că poate futem. Sau ne fute. Important e să ne băgăm unul în altul, mă. Asta e voastră. Orice, mă, fraților, acolo să fim o echipă forță, să ne antrenăm. Seriozitate, să fie lumea bună, bum, 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 ne antrenăm, nala și dăm în față. Bestia și-a dat demisia? Nu știu, momentan nu știu. Dacă e ceva, mă contactează, mă anunț. Nu l-a dat nimeni afară, e viața noastră, e prietenul meu. Dar în condițiile în care... El încă mai face de-astea și iasă de-n meciul și asta. Nu e bine. Și nu e prima oară că face chestia asta. Ca idee. Vă știți de singură dată. Nu e prima oară. Că nu era atât de wow. Cazul ăsta atât de... Atât de rău. Atât de grav. E și Burian bun, joacă bine, uite, îmi place calmitatea cu care vorbește cu aia în meci. Nu mă? M-auziți? Reflex? Vezi, s-a dat ID-ul și alea? Nu, mi-a zis nimic. Păi scrie, frate, mai jucăm sau nu mai jucăm? I-am scris. Cât am jucat acum? Două, nu? Mai trebuie să mai fie, unu, două, nu?
Da, a zis că mai e unul. Să mai facă tu îmbrățară. A dat părul ăla și ai de-o. A dat-o, dar mai... Bă, stai și să intru înapoi în grup, că ți-ai și plăt. Nu și pe birul abia că ăsta viții mai puțin.
Gata, mă, pe mei. Uite-mi forță. Uite-mi forță, Chies. Hai, eu mă scriu. Cum life-ul e. Păi n-am fost prin parc viața mea. Păi pe noțiri să mă uit la tine. Alex, te pup viața mea. Vă mulțumesc, bă, din suflet că mă uitați, că mă urmăriți și mă susține și sunteți lângă mine. Vă mulțumesc foarte frumos. Treaba asta. Așa, în serial. Uite-l pe reflex cu aia, că el e în conversații cu pizdele. El nu vede că acum noi ne-am mutat de acolo. Nu, fiți atenți aici. Eu citam chat-ul, dar el ce citește? Dați-i tag. Așa. Facem, dar uite că nu... Ne trebuie... Ne rotim într-una. Nu prindem zona odată. Și dacă nu ne putem roti și scoatem locușoare slabe, înseamnă că... Nu e bine, ceva nu e bine. Și trebuie să ne antrenăm, vă dați seama că da, am plecat de la zero, nu avem chimie. Astăzi prin a lăsa bestia, gen. Mâine ne lasă altul, E greu până ne facem o sinergie care să fie o echipă principală. De nedespărțit, indiferent de situație, și ce zic? Dar și echipa aia, când e vorba de competiție, trebuie să fie number one, trebuie să fie, adică în joc, trebuie să fie, să o ia în serios. Prietenie, toate glumele sunt glume, tot e ok, lumea. Fiecare au rolul lor, dar când e vorba de competiție și ceea ce vom face, e serios. Eu n-am promis nimic, dar dacă e să fie, e. Vestea e un banjo. Prost. Îți zic clar, bă, dacă știi că nu ne mai lași balte și alea, nu-i problema. Dacă știi că iar ieși mei și faci așa, poți să pleci. El a plecat. Păi... Păi cum am înțeles? Că ai zis că eu nu mai joc. Așa mi-ai zis că nu mai joci.
Dacă știi că nu mai, că nu mai faci așa, dar vin o acasă, până. Știu, mă, știu. Știu că nu e comunicare, știu că... Dar toate astea sunt constructive. Uite, de acum încolo, putem să stabilim. Asta a fost un... una dintre problemele care ne vom întâmpina de acum încolo. Da? Adică, în cazul în care avem unul dintre noi bug, cum procedăm? Vorbim prin semne, prin semne exclamării, prin aplauze, prin gugulevele, prin bibulevele. Cum vorbim? E constructiv tot ce ție ți se întâmplă. Eu ce zic? Bun, Candy. Păi sărim, eu nu știu aici, no, eu nu știu, băi, voi degeaba mă întrebați pe mine, Buriane, că eu, tu ești aici cu noi și eu știu unde îmi place, sincer. Podvostu și Goroca, două opțiuni. Goroca... Sărim, te învăț, o să-ți explic, îți fac cum, îți arăt, nu o să te bată nimeni niciodată în Goroca sau Volnova. No, fii atent, eu aici tot e high ground-ul ăsta, da, sus, fii atent, jumate din Goroca. Nu, no, nu, no, nu, no. Îți explic după, Alin. Dar nu vreau să trec de acum. Să arăt pe Goroca, e foarte sus. No, hai, sar tu, da, și unde ne... Păi tu, fă, hai. Hai, du-mă meciul ăsta, tu, tot meciul ăsta, vreau, dar ne zici ca la proști. Nu ca la... Poți să-ți explic acum în scrim, că ești nebun. Păi zici, hai, o luăm acolo, luați mașini, luta... Că e ca și un IGL, hai, fă tu. Ori sărim, sărim și ne batem Goroca cu cine îi. Săriți, uite, no, sărim, păi, doi atunci... jos aici, unul săriți cu mine și doi săriți sus. Doi săriți sus și doi jos, unul cu mine. Da, dar nu mai suntem conectați unul cu altul, că nu mai prea poți să urci sus. Poți, mă, ascult da? De mine. Da? No, păi poate nu cunosc eu bine atunci. Hai, dai drumul. Săriți doi sus, du-te reflex cu... Ia, du-te tu cu reflex și lasă-te voltan cu mine jos. Da, mă duc eu cu reflex, da? Da, bun, dă-ți-am follow și vii sus atunci, reflex. Rătați după, ți-arăt și-mi scrie. Ți-arăt într-un. Dar iau un mijloc ca să putem să ne ferim în cazul în care... Ăștia din OK, să știți. Yo. Hai așa. Ce am folosit să dau mânca pe așa voastră că voi ați sărit? Handicapatul lui trebuie să stai de ăsta. Du-te în casa aia și mergeți doi sus, acolo. Enemies ahead! Sunt pe casă. Am bag și la fel sunt foarte plantă. Sunt toți cu mine, cred. Ce pe unul ăla care m-a dat în spate? Stai puțin, te ajută Emilet. Te ajută Emilet. Nu, eu mă dau jos, mă retrag. Vino jos. Nu trebuie să mă ajut. Mă, am putem acum ajut. Păi, dar ce dracu vă resta nu trebuie? Ia-mă sus. Mă, în spate. Watch out! S-a urcat unul sus pe acoperiș? Aici? Watch out! Am unul aici, dar am o parte de sus, eu mă retrag. Hai pe jos. Avem aici în casa asta sus. Au high ground ăla. De acolo, de-aia am zis eu acolo sus. Unde ești și lutați, ai fost pus în ăștia. Toți lut. Dar trebuie să urcăm sus cu ei acolo, nu? Sau ce facem? Zi tu... Lutez. 300, așa în 300 la mine, pot. În stânga, nu dreapta, ce prost sunt. Unde e stânga? Bun, dar să nu ne prinde separat, că eu trebuie să vin cu voi, nu? Să am o viziune, ceva. Asta e, să vii și tu aici lângă noi, aveți grijă la ăla care s-a urcat sus pe casă, unde aici este. N-am putut să fiu atent. Aici. Watch out! A încercat să-mi dea grenadă. Tentativă eșuată.
asta. Watch out. Bun, să-l scot eu acum. Ce gândește, muream fătă-mă în gura mea dacă zici că am bătrânit aici să moară familia mea. Fă-goloc. Hai că ți-l fute acum imediat. Ce vezi, nu-i problem, dar dă-i info, info, tot ce vezi, mă, măie. Cum te-am învățat. Nu, nu urca pe aici, că poate o fi coborât. Nu urca, vulcane. Bun, mai dă-ne info că n-avem, băi. Nu-i pe casă. Info în ce pula mea? Avem ceva aici la noi? Bă, aveți grijă. Ai cum? Spune eu că ai. Tu bă să-i acolo, ca să-i mă mâncați și plata pe cealaltă parte. Pe cea mare sau pe ce? Mi-ai pus pe aia galbene. Putem aici, avem reici, mă, să avansez să lupteze acolo în față sau nu? Ai văzut pe ce cal, pe ce casă mi-ai pus umar. Care e ce-am pe aia galbene. Asta? Mark the location. Da, pe aia ai pus-o. Na, să mor. Ai dat linii greșează. Da, pe aia, pe aia ți-am spus. Încă nu știu pe unde sunt ăștia. Păi n-a, că nu se mișcă. Hai să luptăm pe partea de jos. Hai să luptăm partea de jos și prindem lup. Mă lutează și... Dar nu te du, nu te du, nu te du. Iau pe lângă gal și să o luăm mai din față, să vedem dacă e cineva în față. Văd mașină. Părinte, trebuie să ne mutăm pe aia, mă, a treia. Mai zis Borian. Că ne mișcăm ca drept. Adică punem pe aia a treia. Știi ce zic? Te zic că e mai bine așa, păi. Păi, sută-l-o să... Chiar dacă ne obișnuim greu, că noi ne jucăm cu prima. Nu-i că te obișnuiești greu, e te obișnuiești până să n-apeși pe lângă Jesse, știi? Că pe prima variantă, tu ai mă pe jumătate de ecran. Aici e nasol, aici cum ai trecut? Am pe jos. 20, e bun. Hai. Ăștia s-ar fi retras, mă, că eu nu mai văd mișcare deloc. Păi nu se mișcă. Nu, nu s-au retras, nu s-au retras. Ține-l, mă, unești până. Eu nu am decât butoiașul ăla. Păi și... Eu am Tommy Gun cu aia. Bine, e bun. Nu, e butoiașul ăsta, ești că e Uzi, dar nu e Uzi, pula mea știe ce este. MP5K, vezi că e mai bun ca Uzi, Chica. Bă, Chica, da, tot bine să cred. Nici eu nu cred. Păi, da. Păi, genul la Uzi, știi. Da. Are damage mai mare, nu? Bă, vreau să vă dau 4X? Vreau să vă dau 4X? Că nu trebuie problemă cu 4X, da. E grijală. Da, da. Uzi, Uzi, și în general armele vechi sunt cele mai bune. Uzi, cum e, bun, uite cum e berilul cu AKM, da? Berilul mă rătă... e mai bun fără... Nu, mie da, mi se pare AKM fără. Nu e mai bun. Are fire rate mare atâta beril. Dar nu, are de mic. Păi că-ți place, dar... Ai nevoie de două gloanțe de AKM, unul în cap și-ți dă casca jos și cu altul te pune. Băi, tu ai AKM-ul de level 7, mă, ca zici. Dar nu se compara asta, stai neșit. Nu-i dă nimic. Bă, dar noi n-am luat mașini de alea, dar noi avem mașini în goro, ca să știți. Avem, avem. Watch out. Bun. Bun, am scop de 6, am de 4. Eu. Mă, dacă ne jucăm pe 0, o să vedem dacă mașina te ia în oraș. Da, 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 îi vezi, îi vezi, dacă ajungi să pe high ground. Am găsat de unde, frate-și. Nu, am butoiaș și cam atât. Ce Volnova s-a luat mâncați și plata? Stai cu minte cât. Bă, avem zona asta. Lasă-mă, dar ați zis bune. Mașina la mine, taci. Mașina la mine. Haide, haide. Ăștia iau mașina. Mi-au cu nu? Du-te în gâtul, mă, tine. Haide cu mine, haide cu mine, haide cu mine să luăm high ground. Mă duc singur, dar. Ia hai genul de ăsta din față, dar să nu fie aici, oameni. Bă, dar m-a ajutat și pe mine careva. Da, 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 da. Cât de repede putem. Numai să dai info, că nu știu. Am unul casă la mine. Watch out! Am unul casă ăsta. Mașina aici, mașina aici. Mark the location. S-au dus. S-au oprit, s-au oprit, s-au oprit. Hamar aici. Watch out! Bă, hai la Borian, lasă-i cu cel din spate, că trebuie să-l ajutăm pe el, că are player în casă. Una aici. Vedeți că ăsta e la mine. Acolo unu. În casă. Îmi dă molotov. Deci pe partea asta eu nu mai pot să îl văd pe unu. Îi dau knock. Knock aici. Watch out. Mai e unu în casa asta aici, watch sus, out. La... Aici? N-am o grenă. Watch out. Aici, garaj, încă nu mai să dai revive. Îi pușeam?
La garaj, da, da, poți să dai push, ai ce deriva e? No, până. Aici, ajutor aici, aici. Aici, aici. Retrage-te. Doi morți, am doi morți și aici mașină sunt, da, da, mult pe mine. Ești tot morți, ești tot morți ăștia. Bine acolo, Vulcane, pe uziul ăla, mâncam ei pula. Nu mă înjură, au făcut toți morți în munte. Bine, reflex acolo pe... pe Gescan. A mai fost o mașină sus acolo, pe deal, v-am zis de ea, nu? Am văzut, bine, am aici acum. Vreau cu lanță, vreau cu lanță de 5. Am eu, am eu, vino la mine. E 4 aici, jos. Și eu un bus. Regret că ți le dau, da. Bus n-am, bus n-am, bus n-am. Ia, acum trebuie să-mi iau de lanțele mele astea de M4, că e jos, am sens. Vă zic că avem și mașini. Vrem, dar pe ăsta vine să se schimbe mașina aici, am venit și eu. Te vețează, Alina, vine și aici. Eu n-am nicio greață, eu ce pula. I need a stock. Aveți un buzul de fapt. Un suc. Dar pe ăștia mai bătut în pe 5. Buzul s-a tras, s-a tras. Hai, lei, bătut în 3. Bă, 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 păi hai să furăm killer. Uite-l sus, Alin. Îl văd, îl văd, îl văd. I-am dat. Mark, 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 mark. Watch out! Mamă, ce intră acum. Enemies ahead! Să luăm aici, nu, 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 s-a plătat. Eu mă stau așa mai în spate, că am acaianul ăsta. Periculos. Care e mai în spate, Alin, ia și eu o mașină și aici. Îl văd pe unul aici? Bă, da. Salutește aici. Watch out! Uite, smoke aici în față. Zi acum, ce să fac? Să-i mașină. Să aduci și o mașină la noi. Ia uite, îmi fut-o în gură. Să dați smoke aici, frate. Da, da, s-a rotit ăla la piatră, v-a pus Alin la tău. Gata. Faci la mine. Aș la tine. Ei, nu? Stai puțin, două secunde. Watch out! Dai tu foc, mă ridică primul și tu e așa. Du-te, du-te, du-te. Poți să urc sus pe high ground? Da. Poți să iau high ground-ul aici? O, poți să vii la noi și vezi că s-ar putea să ai la casă. Da, și chiar e acolo. E ok, hai în spate. Mașină. Hai. Da, da, ok. Mă retrag, Alina. Mă retrag, mă retrag. Hai aici. Bravo. Ba, tot îmi cheamă pe ăsta, mă, că ai jucat. Hai să-mi dau și o viață. Aici am unde? Îl văd la gard în față, în 325. Watch out! Enemies ahead! Se rotesc ei? Am luat mașina. Mașina Borian, se duce stânga cu mașina. Marked a location. Cred că doar la piatră s-a dus, sau? Bă, n-au plecat toți, coaie. Nu, 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 doar una, bă. S-a întors. Și că mă prinde pe mine la mijloc acum. La mijloc, puteți să-mi dat un smoke? N-am. Ți-aș da, dar nu. Să-l dau. Fix familia, dacă vreți să-l dați. Mamă, să-ți trească familia. Te-a oprit fraierul ăsta deja. Poți să fugi în paralel cu ei să nu te vadă, piatra. Doamne, ajută. Hai să le spargem mașina asta. Vezi că s-a urcat pe casă. Watch out! S-a urcat pe casă unul. Alin, tu dacă o să-l vezi pe ăla, dacă te duci, o țără mai cu dreapta. Am greșit, am greșit, am greșit, coaie. Îți dă și finish? Nu, nu, nu. Nu, nu, am greșit, am greșit, m-am grăbit. Mi-a ducea Alin o mașină la noi. Da, acum am dat finul. Nu, nu, eu sunt pierdut. Aici am dat pușii. Îl văd aici. Mark the location. Se-a o mașină. Mark the location. Da, super, trebuie. Unde că se vede cât de prost e. E singur, e singur aici. Na, am greșit, m-am grăbit. Mi-am dat seama aia. Stai. N-am crezut că mă vede cu aia. Vulcan, îi dăm push? Stai, stai, stai. Ești sigur că e singur? Da, da. Băi, nu cred că e mai puțin mai spate. Era singur. E ca la foc. E ca la foc. Vine la mașină, vin direct la voi, poți să vină voi? Da, da-i. Îl vezi, îl vezi, salutește în stânga, e după mine.
sunt trei coaie. Am înțeles, mai e unul singur. Mai e unul singur. Unul singur aici. Mark the location. Partea asta. Mai repede, la laborator, vino și tu. De repede revive și după aia vă dați repede. Tu, deci nu trebuia să te duci da. Glaciare, tu nu mai dai un info, nu mai dai nimic acum, gen, au meu. Bine, la mine. Nu, greșeala mea, a fost greșeala mea. Știi de ce? Că n-am crezut că mă vede, n-am crezut că mă vede, n-am. First dust, stau. Stau și smoke. Are high ground, acum numai dacă te mai bine să uite pe mașină, Buriane, ce schimbă. Asta vreau. First, dacă ai. Dă-ți un smoke înainte. Dacă mai ai, de fapt. Mersi. Eu mă retrag, mi-ai scoate. Da, te ține de la pom de numai, cred. Luați unul mașina, ia unul mașina, dar prin partea dreaptă, reflex, în timp ce te ține, Burian. Și dați în case, crash acolo în case. Care e chestia? Nu știu dacă s-au retras. Nu știu, sunteți vizi, dai seama că s-au retras. Că sunteți singuri aici. Și vezi că noi suntem mult open aici. Mai bine mergem. Dați-vă un smoke pe mașină care aveți. Un smoke pe mașină și luați-o în mașină. Nu mai am, nu mai am deloc. Uite, pe trecat. Mark the location. Am greșit eu, n-am crezut că mă vede, frate. N-am. Da, nu. Vedeți că s-a rotit unul cu mașină. Vezi că e în partea asta. Hai să plecăm, hai Borian, hai în spate. Da. Da. Oh, uite, vezi? Așa nu te înveți. Mă rog, familia mea. Cum, dar n-au nitre mașină, voi asta nu înțelegeți. Noi nu avem mașini. M-am aventurat aiurea m-am dus. Trebuie să-mi iese astea și să înțeleg că lumea joacă bine. N-am. Deci eu mă întâlnesc acum, vizit. Nu e bombom, uite. Băi, frate, ai... Ai cameră acolo? Băi... Da. Mai e în viața ala, din stânga, Burian? Unul în dreapta. 215. Watch out! După copac acolo. Ăla din stânga l-ai luat? L-ai bătut? Da, 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 ăsta după, după piatră, da. Ai, eu puteam să-l scot. Eu puteam să-l scot, dar n-am avut viziune maximă pe el. Și atunci ce zic? Mă dă... Nu contează. Am avut viziune maximă pe el și încă m-am dus. Am continuat, ce zic, nu mă vede. Și ce zic, risc. N-am de viață și n-am viață, bine. Și nu e bine, deci când... Nu e de-a fi asta, nu? Da, să se zice, nu risca nimic, adică nu juci la risc. E normal. Trebuie să mă... Trebuie să renunț la risc. Normal, dacă v-am spus că e greu, mașină. Ce să doare, băi? Oricum, e caz pierdut ăsta, bă, băieți. Da, da, da. Eu v-am spus de la bun început că trebuia să luăm mașina. Mașina. Să din dreapta ta. O să-și dea revive aia 2. Dă-i 1 la 1 acum. 2. Fă stânga dreapta întâi. Fuzi, fuzi, fuzi. Îl bați. Fii atent, fii atent aici să zic. Prea multe primare, prea multe primare. S-a văzut, clar, am fost un bot și mi-asum, am fost bot și echipa mea a murit din cauza mea. Ca să vedeți cât de important e, cât de important este să joci la squad. Deci, bă, fii atent, știi care a fost ideea? Eu puteam să-l scot pe ăla după acoperiș, dar ce am făcut? N-am avut view bun pe ele, i s-a văzut decât capul puțin și s-a retras. Și eu ce zic? Trebuie să avansez mai mult, dar deja am simțit că deja risc. Intru în porțiunea aia unde am un risc, înțelegi ce zic? Și am riscat în condițiile în care n-am de cine să-mi dea un revive și n-am unde să mă retrag, înțelegi? Ăla în cover, sus pe acoperiș și eu eram în open și m-am pus să fac spray, 1v1 cu el. El având hitbox-ul mic, pentru mine era foarte, foarte greu să-i dau numai în cap. Știi ce zic?
No, și aici, și de aici eu plecat tot. Ca să vezi că acum a fost vina mea și eu văd. Pentru că dacă eu îl scoteam pe ăla și voi avansați. Deci eu nu trebuia să mă grăbesc. În condiții în care nu trebuia să mă grăbesc. Ai înțeles? No. A fost vina mea. Aici s-a pierdut fight-ul din vina mea. Ce zic? Dar e bine că, uite, de câte ori mori, te face mai tare. Ce zic? Că te gândești, bă, nu trebuie să mă risc. Trebuie să uiți riscul ăla de clasic, pentru că ăștia toți trag bine. Înțelegi ce spun? Da, vezi, eu fiind că n-am mai jucat de mult timp la competiția și așa, am stintul ăla de clasic, de boți. Știi ce zic? Omori boți și îți permiți să te duci în open. Eu nu înțeleg cum nu ai dat damage cu aia. Adică ai ținut la pe aici, nu și-a damage. I-am dat un scop, i-am dat un cap. I-am dat un cap și tot. Da, o avea exact în stânga, un centimetru, un pic mai în stânga. Oricum. Da, mi-am asimilat... Ok, dar trebuie învățat. Da, mă, da. Dar jucăm, oricum se joacă așa scrimurile, adică... Nu pușăm noi așa cu aia, ce aveți de sneculat sau... Mergeam, eu asiguram mașini, stăteam... Da, aici era ok, puteam să scoatem ușor de ăștia. Da, mă, dar puteau să zbirăm. Vina mea, mă, vina mea aici. Gen, oricum, bă, dacă o luăm așa, avem un prea de puta nu-i anturaj cu ăștia third party, fără mașini, că am mers fără mașini la ei, n-am avut mașini. Nu, Alin s-a dus cu mașini. Uh-huh. Nu, eu am greșit aici cu aia, că știi ce? Mă gândeam că ei sunt focusați cu voi și eu fac ceva prin spate, știi? Dar faza e că eu m-am dat de gol și, bă, din momentul în care nu m-am dat de gol, de fapt, cineva era deja acolo pe burtă, știi, s-a pus, el, l-am văzut. Și el m-a văzut. Ei, am apucat să fug de acolo, eu trebuia deja să mă retrag. Știi ce zic? Trebuia să mă retrag, să vin cu echipa. Aia n-a mers. Bravo lor, a fost mai șmecher. Știi ce zic? Dar eu am insistat. M-am rotit și mai mult în dreapta, adică și mai departe de voi. Știi ce zic? Mă auziți, mă? Da, bine, dar era o idee și de că să îi dai nou la ăla de pe casă, după m-a pusat să-i bai. Era ușor. Da. Că pe noi doar ăla de pe casă ne ține, ăla ne putea ține, restul n-aveau. Pentru că în casă, dacă stăteau, n-aveau view spre noi. Numai că fii atent, faza e că ăla mi-a dat de majorit. Ori n-am dat bine, ori nu știu ce pula mi-a făcut, dar știu că i-am dat un cap. S-a făcut ținta roșie. Important e că m-a bătut și a fost mai bun. Dar bine, din greșeli se învață, știi ce zic? Că scrimurile te călesc. M-auzi reflex? Pentru că știi care e chestia reflex? În momentul în care te duci undeva la third party, tu zici de varianta că putea să-ți vină careva în spate. Da, într-adevăr, înțelegi? Dar când mergi la third party, nu pierzi vremea, știi? Să stai, dai knock, nu pușezi. Ai dus, ai dat două knock și ai pușat. I-ai bătut repede și te-ai văzut treaba ta. Dacă te crezi tare pe squad, înțelegi? Dacă nu, nu te duci. Da, dar n-am avut... Erau la 200 de metri. Mă rog, noi ne-am dus în bătut un squad de fapt. Cum era încă un squad. Că nu ai un plan, băi. Fii atent. Eu ce spuneam, dacă nu ai o schiță, ceea ce vei face de fiecare dată și o strategie bine pusă la punct, mori, frate, că asta e, înțeles? Trebuie să știi cine e flankerul, cine trage cel mai bine, cine ce trage... De obicei, cine trage cel mai bine la tot spiei, adică când pune scopul să cadă jos, ce zic? Bă, dar eu l-au dintre rup, rău, zic. Și eu la fel de mișcă, mișcă ăla, cum îi spune. Adăptorul și sunt între rup peste, nu știu ce. Să aude că n-ai. Bă, mă auziți? Vina mea a fost, mă, frate. Eu dacă eram puțin atent, nu... Deci fii atent, Buriane. Eu din poziția în care eram, îl vedeam, l-am văzut un pic, dar după s-a retras. Adică el poate nu m-a... Și ce-am făcut? M-am dus să-mi caut mai mult view, să mă duc mult mai în dreapta unde pot să am view pe el, știi?
No, și el poate între timp m-a văzut și mi-a făcut un pic și m-a scos, să-ți dai seama. Dar tu ar trebui să renunți la varianta, sau tu ar trebui să stai acolo pe close și te duci cu shift, cross click, plus. Planchează. Păi, da? Aia zic, trebuie să sinergie. Sinergie și să se știe care e mai bun pe chestia asta, ce zic? Și voi gândiți-vă că nu am experiență în squad. Nici eu, nici voi. Și trebuie să te formezi. Eu nu am experiență în squad. Jucându-mă mereu solo squad. Botcam. Știi ce zic? Panică și de asta la mine nu e vorba. N-am nicio treabă. La mine e atât. Nu știu să mă cu amin, știi ce zic? Da, mă, da. În fine, bă, eu mă interesez și am vorbit și cu rusul ăsta acolo, băi. Băi, eu sunt de oraș și îți arăt pe fiecare mapă, dacă vrei, de ăla ca și oraș. Cum să o lași să nu te bată nimeni. Ba, de rest, aia depinde. Pe primul loc, locul unde sari. Aia. Ți-am zis ce fac. Mă vorbesc cu ăla și mă pun în legătură cu ăla, cu coaciu de la RRQ. Că ăla face treburi, știi ce zic? Cât o fi, eu suport cheltuială tot. Și dacă îmi dau rinic, îmi vând rinic, dar vreau să iau BMC-ul, băgam nici pula morții mei. În fine. Bă, viețile mele, cam atât a fost. Mersi de steluțe, bă, viața. Te pup și mersi mult. Cam atât a fost pentru astăzi. Eu închis și eu aici, că vreau și eu să stau separiment să vorbesc cu ei mei. Să vedem ce avem mâine de făcut. Oricum, acum cu stream-ul, cu live-stream-ul și cu asta nu o să fiu atât de forță, că mă preocupă foarte mult antrenamentul în echipă. Vreau să stăm să mai și facem o mișcare, să mai facem și o manevră, să ne antrenăm, altceva, adică verbal și așa. Lăsați-o pe Ioana, că Ioana e mai bună ea la PUBG. Ea e mai bună, ea știe, e șefă, ea e number one. Lăsați un pula noastră. Vă pup puii mei și ne auzim mâine, că nu mai stau, e târziu, mai stau și eu cu ăștia mei de vorbă, mai vedem, mai facem ceva, mai alea. Să fac un moderator, să facă spam pe chat cu ID-ul de la... cu ID-ul, cu link-ul de la viețile mele, de la Discord, că după ce mai vorbesc cu ei mei, mă bag pe Discord și ne mai auzim acolo, mai facem o caterincă, mai bam bam. Let's go. Vă pup, noapte bună vă doresc la toți și ne auzim mâine cu nou live stream. I love you pe toți viețile mele, noapte bună.